Cei sub 35 de ani și familiile lor. Președintele României îi îmbracă în uniformă și îi trimite la război. Deci asta e miza. Știu, văd, nu se vorbește ca să nu sperie electoratul. Dar asta e miza. Conform legii, nu pot să apăr această țară de război, de hoție și de prostie. Luni, când se duce la servici la 9 dimineața, să știe meseria de președinte. E profesie, e meserie. Dumneavoastră, prin program, vreți să privatizați educația, de pildă, și sănătatea. Una din propunele președintelui României, Cristian Deaconescu, este să regândim uh, infracțiunea de subminare a economiei naționale. Cristian Deaconescu, 65 de ani, jurist, doctor în dreptul comerțului internațional. Judecător până în 1990, apoi a intrat în Ministerul de Externe până în 2000. Din 2001 a intrat în politică, vicepreședinte al Senatului, ministru al Justiției în guvernul Nestase, apoi de trei ori ministru de externe în mai multe guverne, fost consilier al președintelui Băsescu. Nu mă judecați din perspectiva șanselor, judecați-mă din perspectiva sumării. Retorica. Ați cu criminalul Care dintre ei? Justiția funcționează foarte bine. Păi nu știu dacă s-a prescris, dar pe legea asta îi arestez și pe Băsescu și pe Iohannis și pe... Nu știu. De, de, văzut aici, e o chestiune de anchetă, nu, nu, pot să spun. Înseamnă că mă apăr pe mine, dar mă, vă mai apăr și pe voi la vest de Viena, să vă beți cafeaua liniștiți. Super. Dacă ziceați altceva, vă dădeam afară. Ca să fii la masa negocierii, că dacă nu ești la masa negocierii, știi meniu. Nu, sunt la fel de nervos, dar pe dumneavoastră vă am acum aici. Perfect, e, e ok. Justiția va luat practic partidul, nu? Uh, da, nici acum nu e redactată hotărârea. A, da? N-am vrut să. Nu ziceați că funcționează. Dar unde sunt traficanții? Unde sunt rețelele? De la cine cumpără? Cum cumpără? Și nu putem să tragem cu muniție de război în afara poligoanelor. Nu suntem în stare în Parlament într-o jumătate de zi să facem lucrul ăsta? Uh, când o să fim în război? Uh... Domnule Cristian Diaconescu, bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație! A, a doua oară la noi, nu? A doua da, ar, da. da, da! Că prima dată ați fost când eram la, la Casa Presei. Uh, ok, vă propun, uh, fiind și primul din seria asta, să spun niște chestii administrative. Aveți dezavantajul că nu știți ce urmează. <laughs> Probabil ceilalți vor veni mai uh, mai pregătiți, dar nu, am adaptat uh, temele în funcție de profilul și de declarațiile fiecărui candidat. Nu e ceva stas ca în alte părți. Trebuie să spunem în primul rând că nu e vorba de un interviu plătit pentru că practicându-se treaba asta... na Trebuie făcut această precizare chiar și acolo unde... Înțeleg că s-a ofuscat și uh, amicul Răzvan Exarhu pentru că eu am zis la, un, la o întâlnire cu Valeriu Nicolae să-l întrebăm și pe Răzvan cât a luat... Uh, Rock FM pentru invitațiile la, la Morning Glory. Ați fost acolo? Am fost da. și nu, nu, nu am, am nimic. Am nu, am absolut nimic. Am... Da. Dar cred că e o precizare care trebuie făcută că eu asta am zis. Bă, e... trebuie să precizăm că mulți încasează. adică. Da, dar aici o, o mică paranteză văd da? și eu cam care este piața, dar leg, din punct de vedere legal cred că după campanie ar trebui să intrăm un pic pe acest subiect. Repet, nu având nicio vinovăție culpe de alte părți. Da, da, da. Nu, da, da trebuie exact. să intrăm un pic privind reglementările. Da. O resim și cei din zonele media. Mm -hmm, ați mm -hmm. vrut, dacă tot o aveam pasta de discutat, dar dacă tot am ajuns aici, ați uh, avut solicitări de participare uh, uh, cu bani nu. sau nu? Nu. Uh, discuțiile sunt legate de clipuri care până la urmă, în mod logic, ar trebui să fie finanțate. Dar privind participări contra cost, nu. Sunt nicio formă de la nimeni. Eu cel puțin. Uh -huh. nu, deci a fost foarte foarte decentă o discuție preliminară și tot ce am avut participare până acum, uneori mai intensă, alteori mai redusă comparativ cu alte perioadele anterioare, dar, bun, aici e o chestiune subiectivă, dar nu, nu s-a pus problema în termeni financiar. cel puțin în legătură cu mine. Ok, bun. Așadar, eu vă propun o discuție liberă Mulțumesc. și o să joc eu rolul românului care vrea să facă o alegere informată, da? Pentru da. că de asta și facem demersul ăsta, pe ideea uh, întrebării: Eu cu cine votez? Uh, cred că sunt foarte multe teme Toate. importante care nu se discută așa cum ar trebui să se discute. Și uh, cred că ar trebui să ne luăm timp să le discutăm cu toți candidații. Și prima întrebare pentru dumneavoastră ar fi să ne explicați un pic de ce. Cred că e, e cea mai importantă. De ce? Pentru că e clar că nu aveți șanse să câștigați președinția, nu? Așa cum spun toate, toate sondajele. Ați mai fost în campanii electorale, în bătălii electorale? Ați mai pierdut? Știți că era vorba aia. Domnul știe bătaie că a mai luat. <laughs> da, și cine știe totuși ce experiență a dobândit. Din punctul acesta de vedere, vă spun cât se poate de clar, eu voi merge până la capăt. Nu am intrat într-o astfel de campanie, pe baza argumentelor pe care pe scurt am să vi le menționez, în ideea că aș face vreo tranzacție sau cineva s-ar putea aștepta la cel tip de atitudine iertați-mă o mică paranteză Uh, mi se pare de-a dreptul oribil cui dai voturile cum adică cui dai oamenii care și investesc în crederea tine sunt un capital, sunt un patrimoniu pe care tu, cetățeanul X uh, care la un moment dat asum candidatura, ai putea să le dai exclud și nu nu se pune problemă în acești termeni pe de altă parte însă am uh, trei decenii de muncă mai bună, poate mai rea. Am câteva rezultate pe care le las în urmă, uh, pentru noi toți, vreau să spun, care se suprapune această activitate exact pe mandatul președintelui. Deci, o asumare și alta decât cea de a vorbi despre acest subiect, mi s-a părut decent. Mi s-a părut cât se poate de normal. Nu am avut o asumare și nu o să am o asumare de partid. Aici este cât se poate de clar Pentru că este ceea ce eu pot uh, transmite către uh, societate Și evident, opțiunile uh, cetățenilor români sunt uh, cât se poate de normale uh, Și le, ac uh, le accept Am mai avut uh, semnalul în perioada de integrare Nu veți reuși să compliniți toate așteptările lumii libere Pentru a vă integra și uite că s-a întâmplat și s-a putut și acum suntem toți extrem de fericiți de la garanțiile de securitate până la fondurile europene care din 2007 au crescut de 3 ori PIB-ul României deci avem în acest moment un anume tip de percepție pe care nu aș estima în termeni de câștig sigur sau de pierdere sigură este un parcurs și vreau să vă spun că satisfacția este cât se poate de, cât se poate de mare Văzând de la acel plic cu doi oameni în vârstă, s-au dus la poștă, au plătit 10 lei și mi l-au trimis la adresă, la mine acasă, cu două semnături. Și sunt, am avut mii de astfel de uh, zone de sprijin. Voi uh, să care... vă întreb, cum ați strâns semnăturile? Uh, pur și Că simplu în ori, prin -am, -am văzut. Uh... Da, oameni deci, care strâng semnături pentru dumneavoastră. Uh, nu, pentru că au fost, au fost mai mult în țară, n-am avut și nu am resurse financiare. Adică, numai, vă dau un exemplu. Cei de la Sens, de pildă, o mișcare nouă, da. uh, m-au sunat, au venit după mine, pe la cafenea, dom'le, te rog eu frumos ajută-ne și pe noi să strângem semnăturile ca să participăm. Eu am dat acest mesaj general, vă mm -hmm. semnați pentru toată lumea. Mm -hmm. Toată lumea care vine, ok, poate nu semnați pentru uh, cei mă rog. cu care nu sunteți deloc, de, dar pentru binele democrației și pentru da. uh, uh, varietatea uh, opțiunii, da, uh, ar trebui să intre toată lumea. Așa că nu neapărat semnezi că îl votezi pe ăla. Nu. Semnezi pentru toți ca să participe la acest joc democratic. N-am văzut pe nimeni. Deloc. În mod concret, pe de-o parte, avem împreună cu colegii mei o asociație o fundație care până în această perioadă și ulterior campaniei am ținut cursuri. Așa. Și s-a creat o zonă de cunoaștere în ceea ce mă privește și în al doilea rând, foarte puternic, știți că am avut niște disensiuni în partidul Mișcarea Populară. Bun, ne-am separat o parte dintre și acei colegi. Nu, <laughs> niciun caz, că nu mi le dă sub nicio formă. Uh, au rămas la semnăturile, dar nu fac proces de intenție. Uh, au, uh, au plecat spre USR o parte și o parte, uh, pentru că, mă rog, conflictul a durat ceva timp, o parte au rămas cu mine și cu toții sunt în asociație. Deci eu am uh, oameni, cu, la rândul lor, organizați în teritoriu, care sunt cu mine în această fundație. Și cât vă lua să strângeți semnăturile astea? Că eu am mai ținut legătura cu oameni care strâng semnături, am văzut și la europarlamentare, la Ștefanuță uh, și la alții, a fost al dracului de greu, cu cam, da, extrem, publicitate. Extrem de greu, cam uh, două luni jumătate, cam așa. Am, repet, o să vă trimit o poză, uite așa o stivă de uh, plicuri venite la mine acasă. Uh, cât, cât de normală e uh, treaba asta pentru Cu semnăturile. Da. Cred că ar trebui să trecem în etapa cyber, cum, cum se vorbește. Cred că ar trebui să trecem la digitalizare. Și e este ok extre să se mențină acest număr dup uriaș, nu, nu, de semnături. După părerea mea, nu. Și nu o spun neapărat pentru că este vorba de dificultățile enorme ale independenților. Dar pentru că, până la urmă, este un anume tip de fort Țare la adresa cetățeanului să-și dea toate datele, să scrie în original care îl deranjează. Pe, pe om. Sigur, o face până la urmă într-o formulă sau alta, dar este un gest, după părerea mea, inutil, care, sigur, pentru anume tip de control, deși nu înțeleg de ce nu oricine la un moment dat își poate asuma o astfel de responsabilitate să candideze. Um, ar trebui să fie reglementat ceva. Bun, mai eu există. înțeleg asta că trebuie să existe o minimă susținere, o minimă susținere pentru cel care candidează. Adică, cred că pentru funcția de președinte să prezinți 10.000 de semnături pe care le-ai strâns da. absolut transparent, e, e, e ok. Înțeles ce vreau să vă întreb este de ce cât timp ați fost, că ați fost în guverne, ați fost la putere, PSD, PMP, UNPR, nu mm -hmm. n-ați avut o inițiativă în asta? Că... E adevărat. E adevărat. Sunt anumite gesturi care, da, serios ar trebui luate în considerare. De exemplu, și oarecum există o analogie, Astfel de teme nu se discută în partide. Deci nu există ca subiect. Pur și simplu. Um, aflăm acum că trei judecători de la Curtea Constituțională sunt ai voștri și nu s-ai noștri. Mă rog, s-a fost discuția relativ la cazul excluderii doamnei Șoșoacă. Um, vreau să vă spun un lucru. Atunci când sunt trecuți prin Parlament, toate partidele stau la masă și convin în legătură cu cei trei de la Camera Deputaților, trei de la Senat. Ideea ca după aceea să începem să ne acuzăm unii pe alții că ea să ai mei și ăștia alții ai tăi, eu, după părerea mea, o chestiune absolut ridicolă. Ei se pun de acord. O să mă întrebați, și de ce fac asta? De ce nu propun fiecare, așa cum legea le permite, profesioniști din această perspectivă? De ce nu dau o competiție, intră într-o competiție, cum intră la americani? În fața Parlamentului dau o competiție fără alianțe politice din spate. Niciun partid nu s-a sezizat pe acest aspect. Trebuie reformat CCR-ul? Da. Categoric. Cum? Modelul inițial este în parametrii Curții Constituționale din Franța. Curtea Constituțională din Franța, din punct de vedere al mandatului, judecă 3 sau 4 cazuri pe an care eh, practic încearcă să rezolve din punct de vedere constituțional relația între drepturile omului și Constituția franceză. La noi sunt mii de cazuri. Tot felul de teme politice, pe care nu reușesc să le simplifice și să le rezolve la nivel politic, le trimit la CCR pentru a da parfumul de independență în legătură cu subiecte care chiar nu au legătură cu constituționalitatea sau neconstituționalitatea legilor. De fapt, de acest. Uh, Domeniul se ocupă Curtea Constituțională. Uh, sigur, este o propunere. Uh, nu este un tribunal Curtea Constituțională, dar competențe jurisdicționale ar trebui să aibă cei care ocupă aceste funcții. În al doilea rând, să nu fie propuneri de partid Pst, din. Să putem conveni, inclusiv prin uh, zona non-politică, zona neguvernamentală, opinia publică, în legătură cu niște candidați care să treacă printr-un examen, într-un parlament, uh, în comisii parlamentare, la rândul lor abilitate. Și acest parfum politic, de multe ori... Uh, Important asta cu abilitate, că așa avem com și comisie de control pentru servicii în parlament și e degeaba. Uh, mă scuzați, am fost în comisia juridică, la un moment dat, în cele două mandate, în Comisia Juridică din Senat, jumătate din cei din Comisia Juridică, și nu prea electoral ce spune Așa. acum, jumătate din cei care au în Comisia Juridică, de deci cei care adoptă și dau blessing-ul legal în legătură cu actele normative, propuse de guvern, mă rog, propuse mm -hmm. de parlament, jumătate nu aveau diploma la Facultatea de Drept. N-aveau diplomă, nu că nu aveau practică. O să spună, n-au condus și Gigi, Comisia asta, la Cameră, sau parcă asta era, nu? Ia că nu mai căutați știu. voi, Chiar zi, nu o prostie. Dar Becali, ce comisia a condus? că okay? El a fost în comisie în asta. Mă, okay. mă uitam la dânsi și oameni cu bun da. simț, fără doar <coughs> și poate, dar. Totuși. A, și-a depășit sau și-a încălcat în un fel sau atribuțiile Curtea Constituțională cu decizia de a nu permite candidatura Dianei Șoșoacă în primul rând, Curtea Constituțională este abilitată legal, de aceea, și acesta e un argument să umblăm un pic și la mandatul Curții Constituționale, este abilitată legal să admită sau să respingă o candidatură. Pe de altă parte, obiectul de activitate al Curții Constituționale era, este cel menționat. Raportul între Constituționalitate și diversele acte normative, legislative, decizii, de tot felul în societate. Um, Încerca să nu dați răspunsuri diplomatice. Da de, sau nu? De ce? Pentru că nu, nu este cu da sau nu. nu? Și nu încerc, să, nu încerc să evit. Încerc să explic pentru că este o chestiune de percepție. Având aceste date la dispoziție, erați judecător la Curtea Constituțională. Cum votați? Um, cred că aș fi votat cum au votat și. Ei. Pentru că, repet, m-ați investit, nu m-ați da, da, da. investit cu dreptul de a decide. Din acest punct de vedere, decid independent. O să-mi dați imediat replica, pot să excluzi un om din, de la dreptul de a alege sau a fi ales dacă nu are o condamnare penală în spate? Da, aveți dreptate. Dar, repet, cu ce m-ați investit? Cum se spune, nu am voie să ies din cadrul mandatului pe care l-am. În momentul în care Parlamentul i-a investit cu această responsabilitate, eu trebuie să mă pronunț. De principiu, aș spune, uh, n-ar trebui să ne pronunțăm noi, pentru că uh, nu are o urmărire penală, deși nu are pedapsă complementară, mă rog, la uh, ceea ce înseamnă dreptul de a alege, de a fi ales. Dar, uh, dumneavoastră, societatea, ne-ați investit să ne pronunțăm. Noi nu putem să avem denegare de dreptate, adică nu putem să spunem, nu vreau să mă pronunț, că nu ține de mine. Da. N-am cum. Și atunci, dacă mă întrebați personal, legat de oribile declarații și de faptul că nici măcar într-o campanie, într-un stat democratic, așa ceva nu trebuie să se audă, pentru că, mă rog, încalcă multe domenii, de la morală până la legislație, atunci, da, cred că m-aș fi pronunțat în felul ăsta, indiferent cine m-ar fi trimis la Curtea Constituțională. Deci nu acolo e legătura, ci în faptul că nu ne-am uitat serios la ce poate și sau ce nu poate să facă o instituție a statului mm -hmm. și atunci da, da cred că așa -și. doar o mică e investit în uh, toată treaba asta da, da. Uh, bun de ce revenim un pic de ce uh, independent uh, nu mai erau partide că nu Da mai rău? Din punctul meu de vedere, față de miza așa cum am interiorizat-o față cum mi am asumat-o nu puteam sub nicio formă să o pun în slujba unui partid mai ales că, sigur, nu o să vă recunoască dar interesul multora dintre ei e de fapt ca și cel candidat la președinție să aibă tracțiune pentru parlamentare El de fapt trebuie să presteze pentru partidul său un anume tip de proiecție de, de uh, candidat uh, care să ajute pentru alegele parlamentare. Observați că uh, uh, vazi totalitatea cazurilor, cred că în toate situațiile, sunt președinții de partid. Cum s-a nimerit ca președintele de partid întotdeauna, chiar la un partid care, evident, nu are nicio șansă să-și trimită uh, președintele nici măcar în turul 2, totuși candidează sistematic din 5 în 5 ani. Este tracțiune de partid. Este obligat să candidezi. Ce spuneți cuiva care spune, Bă, acum asta e un traseist? Um, e bine că atunci când eram la Partidul Social Democrat și am fost ministru de justiție, am închis un capitol de justiție și uh, cel care îmi spune acest lucru circulă el și familia lui liber în Europa. E bine? Ok. Ei, Acest lucru s-a întâmplat și prin contribuția mea, evident, uh, nu numai uh, a mea, în condițiile în care eram ministru în uh, guvernul PSD și în condițiile în care noi am uh, fost un. Aici dacă îi puteți spune unui cetățean. Eu de-aia v-am zis să nu, și n-am zis eu. Eu cred că sunteți un traseist, dar ce, ce îi spuneți unui cetățean e foarte important. Uh, și nu, nu știu dacă puteți să-i răspundeți cu, domne, mi-am făcut datoria când eram nu știu unde da, de ce spun acest lucru cumva, cumva eu m-am simțit acum eu cetățean, doar ar trebui să-i fiu recunoscătorul lui Diaconescu nu. că a trecut dintr-un partid în altul ce pot să spun este că uite, de exemplu în PSD noi am intrat în, în anul 2003 pentru că prim-ministru de la acea dată era mai mult ca nu eram în PSD pentru că prim-ministru de la acea dată și președinte PSD a spus, vine anul 2004 va fi campanie electorală nu se poate să mergem cu un guvern tehnocrat. Și avea dreptate. Deci, în aceste partide politice am venit cu un anume tip de experiență. Am venit cu o meserie în spate, ca să fie lucrurile care. În partidul politic, prin funcția politică, această meserie a putut să dobândească un potențial. În momentul în care proiectul meu tehnocrat a intrat în coliziune cu diversele teme de partid, Uh, în acel moment, fie am fost dat afară, cum s-a întâmplat, fie am înființat, practic, două partide. Uh, deci nu am aderat la un partid, am înființat un partid. A, ah, că lucrurile, până la urmă, au mers într-o direcție care, evident, mi s-a părut necorespunzătoare acest uh, element m-a determinat să părăsesc acel partid deci nu am aderat decât la PSD, repet, fiind într-un într moment guvernamental o spun fără doar și poate în niciun fel nu mă derobez de uh, această răspundere ca să spun au fost oameni excepționale atunci în guvernul Adrian Năstase S-a lucrat foarte bine pentru țara A. Ce s-a întâmplat la alții și pe alte paliere, îmi pare rău, nu pot răspunde nici pentru cei cu care stau pe aceea scară. Dar, din punctul de vedere al opțiunii pragmatice, tehnice, nu m-am abătut niciodată de la linie într-un partid politic. Eu nu credeam că voi spune asta vreodată, că e posibil ca presa să fie călcată pe cap, că ați menționat numele lui Năstase mai rău decât s-a întâmplat în epoca Năstase. În epoca Năstase eu făceam un ziar la ploiești cu garda financiară la ușă. Garda financiară trimisă direct de la partid ca să rezolve unele lucruri. Nevastă mai a fost dat afară de la CEC cu un telefon din sediu PSD, pur și simplu după, în prima zi după concediu postnatal. Credeam că mai rău nu se poate să fie presa călcată pe cap și ziariștii da, constat acum că se poate mai rău, deși eu credeam că ăla e, e, e maximul la da, ce da, se da, poate da. ajunge. Da, pentru că, da, din păcate... Că, pentru că, că, că și asta, nu puteți fugi de, de această răspundere, să zic așa, care nu e neapărat a dumneavoastră, dar trebuie să o purtați împreună cu cei care au făcut niște lucruri F rele, urâte pentru democrație. Fără îndoială. Momentul, Era în echipa celor care călcau pe cap democrația? În momentul în care am spus, ajunge și nu-l susțin pe un alt candidat la președinție, care urma, care urma să îl uh, înlocuiască pe Mircea Joană, pentru că nu am făcut această susținere, m-au călcat și pe mine pe cap. Indiferent ce prestasem pentru ei în toată acea perioadă. Pentru ei, în sensul de beneficiu electoral. Că era vorba de integrare. Uh -huh. Adică, sigur, nu la acest nivel extrem de urât, extrem de incalificabil, mă rog, nu știu, extrem de dacă se poate așa ceva, la un nivel incalificabil, dar în mod evident am, am suferit și eu. Și familia mea a avut de suferit. Dar, repet, sunt momente, depinde din ce perspectivă dorim să le, să le judecăm. Um, oameni în partide care au făcut și bine pentru țară, oameni în partide care au făcut rău pentru țară sau pentru cetățeni, oameni în partide care au existat la un moment dat și, da, au tolerat, da, fără doar și poate, au tolerat astfel de situații. Asta este, din um, păcate, în România. Știți că românul are vorba asta, uh, spunem, cu cine te aduni ca să spun cine ești și uh, venind încoace de la. Uh, ploiești, că eu fac naveta, uh, Am văzut un afiș, sunt, erați pe un afiș, sunteți pe un afiș, uh, uh, Măricel, cu uh, niște oameni din Prahova uh, care nu străin de dosare, cercetări. Adică am, am văzut uh, ăla și am zis, Opa, ia uite. Uh, sunt. Uh, da, cred că sunt singurele afișe care. Da, sunt. Uh, e și un partid care încearcă să se apropie să avem un anume tip de uh, cooperare uh, cum să nu? Evident am acceptat orice am fost sprijin al independenților eu, judecăți uh, păi în știți, afară -a, de tribunal Au rămas, au rămas multe javrei independenți pe afară că n-au mai avut loc uh, Cu toată simpatia acum este vorba, este vorba de repere uh, sunt condamnați penal definitiv Restul, am fost judecător, am îmbrăcat roba. Așa. Și atunci când era moda unui anume tip de atitudine, cu mă, fără penal, până în momentul în care ne găsim cu penalii la noi și în momentul ăla am abandonat mesajul. Eu nu intru în logica asta. Eu fost judecător, judecător din 83, nu? Am fost judecător din 83 până în, okay. 90, până în 90. 90 ne-au dus la Ministerul Justiției de ăștia mai tinere. Sunt, sunt trecute vremurile alea, dar aveți așa când... Uh, Rămâneți singuri cu dumneavoastră, vă întreb, habar n-am, n-am auzit de vreun caz ceva, dar a, a, aveți oameni pe care i-ați condamnat și vă apasă treaba asta? Nu. Nu. Absolut. Că trebuia să faceți asta. Adică la asta mă refer. Nu. Rigoarea, știu cum sună, da? A fost judecător? Rigoarea pe vremea aceea. Așa. Da? era mult mai mare decât acum. De exemplu, domnul președinte, doamna președintă, au conform legii dreptul să prezideze CSM-ul. Deci să te duci în Consiliul Superior al Magistraturii, o zonă de castă extrem de sensibilă, care a preluat de la mine în 2004 responsabilitățile ministrului politic al justiției, că n-ai cum să nu fii politic ca și ministrul al justiției, și care acum, această instituție, decide în legătură cu justiția în interior și percepția sistemului judiciar în exterior. O problemă foarte importantă, aproape 2 milioane de oameni să judecă într-o zi civil, penal, administrativ, dreptul muncii, mă rog. Deci, din acest punct de vedere, uite, am putea discuta la o ședință a CSM-ului pe care președintele României o prezidează, am putea discuta despre celeritatea în ceea ce privește redactarea actelor. Să spunem, de urmărire penală și a hotărârilor judecătorești. Pe vremea noastră, în trei săptămâni, trebuia să, le, să terminăm această redactare. Astăzi, se pare că nu mai există astfel de termene limite. Nu le poți stabili prin lege, ci prin regulament și organizare internă. De multe ori, de probabil. că are 100 de dosare când să scrie atât. Nu știu. De pildă. C când și-a asumat, știa că o să aibă 100 de dosare. Păi. Nu. Nu, nu, nu. Dar vă întreb pe dumneavoastră, când se prescrie o cauză penală aflată în urmărire penală, pot să mă gândesc că această celeritate n-a funcționat? Pe bine bineînțeles. Că putem să ne gândim. Cine poate să se uite în, în sistem, în sistem înăuntru? Nici presa, nicăieri în lume nu se poate așa ceva, nicio altă instituție decât sistemul el însuși. Ori, din acest punct de vedere, trebuie să existe acel tip de incentive, cum zic, acel tip de încurajare și luați în sens larg, ca sistemul să se uite mult mai atent la propriile probleme pentru care oameni de aici, foarte mare calitate. Aici asta cu presa, că nu se poate uita, că mai e chestia asta, să a Domne, să nu mai comentați de a, chestii, nu. Și chestii ca ataca justiție. Nu, Ai nu, bă... nu, în ceea ce privește eu, organizarea am înțeles, internă. Am înțeles, în ceea ce înțeles. Organiz... Așa cum să nu? Mm -hmm, da. Că la un moment dat că eram întrebat de ce politicianul atacă justiția. Pentru că iese și vorbește pentru cauza lui. Justiția însă trebuie să-și vadă de drumul său. Și să știți că în marea majoritate a cazurilor, Situația este, din câte am înțeles și eu, că n-am avut interacțiuni, justiția funcționează foarte bine. Dar percepția în afară, uneori, trebuie clarificată. Deci sunteți aici de părere, de părerea de care e și Marcel Ciolacu, că a zis să lăsăm justiția în pace, că merge perfect. Nu, din potrivă. <coughs> să ne implicăm în sprijinul justiției, dar profesional. Eu nu cred că justiția merge bine în țara asta. Eu mm -hmm. cred că justiția merge foarte, foarte prost. Justițiabilii așteaptă ani întregi să rezolve o problemă Oameni care au firme sunt distruse în fiecare zi, pe niște litigii băgate de unii și de alții, totala iurea, și te duci și stai la instanțe de nebunești, te plimbă cu dosarele de colo-colo. Vă dau foarte repede un exemplu. O prietenă care are o brutărie artizanală, am vrut să plece dintr-un spațiu pe care l-avea închiriat, ăia au sequestrat acolo toate bunurile de teama că nu va plăti datoriile, atenție, nu exista o hotărâre ceva. Și au ajuns în, într-o instanță. În contractul lor scria că orice litigiu se judecă la București. Așa scria într-un contract. S-au dus întâi la Ploiești, să, se, pentru că acolo se întâmpla treaba, și de acolo, pe baza a ceea ce scria în contract, i-au trimis la București. La București au ajuns acolo. De, asta gândiți, a trecut o săptămână, încă o săptămână, încă o săptămână, încă o lună au citit și au zis nu, noi declinăm competența, trimitem înapoi. Și acum nu se știe exact cine, adică și sunt milioane de cazuri care stau și așteaptă pentru că ăștia fie își pasează de acolo. Știți cât am stat noi să se redacteze hotărârea prin care am câștigat procesul cu TVR și eu am, am uh, uh, primit 30 și ceva de mii de euro cât aveam le luat de acolo în urma contractului, iar dacă trăiam cu acei bani, nu știu ce s-ar fi întâmplat, doar să se redacteze, una în jumate. Să se redacteze o hotărâre dată. Deci noi aveam hotărârea, era definitivă, știam că e ok, Pe să trec. se redacteze. Nu puteți să spuneți că nu sunt probleme cu justiția. Ba da. La ceea ce ați spus dumneavoastră, și sunt convins, este cât se poate de real. Întrebarea celor care ne privesc, și a mea, așa și, cum le rezolvăm? Le discutăm frustrați la televizor sau în presă? Sigur că da, e normal să le discutăm. Dar instituțional, cum se pot rezolva? Eu ce vreau să vă spun este că din toată lumea asta, pentru a intra pe aceste teme și altele, spuneți că sunt mult mai multe, direct în sistemul judiciar, pentru a vedea unde trebuie să îndrepți niște lucruri, în afară de ei din sistem, nu are o competență legală decât președintele. Numai el, poate, el ia, ok? pot sta la masă cu sistemul judiciar și să spunem, corpul de inspecție este la voi acum. A fost la mine ca ministru al justiției și vi l am predat. Corpul de inspecție se poate uita la diverse cauze și putem uh, să decidem astăzi între noi cum ar fi, de exemplu, mai oportun ca inspecția să se facă și pe parcursul cercetării judecătorești penal, civil, mă rog, pe parcursul derulării termenelor în dosar sau cum mă rog, se consideră, doar la sfârșit. Diferența este enormă. Pentru că pot să văd exemplu, de ce ai dat un termen de trei luni. Iau, un exemplu, de ce ai dat un termen de trei luni când un termen atât de lung nu se impunea. Sigur. Nuanța e foarte fină, pentru că este vorba și de influențarea mm -hmm. judecătorului, care orice s-ar întâmpla trebuie să fie independent și suveran. Doi, de ce nu aducem în CSM Uniunea Avocaților? De ce nu aducem în CSM Uniunea Notarilor? Există organizații neguvernamentale, bun. De ce nu aducem și aceste componente extrem de semnificative participante direct, că la rândul lor ar avea la un moment dat la nivelul de decizie? Deci ce vreau să spun, că aceste teme nu se pot rezolva, din păcate, să creadă fiecare ce dorește, dar nu se pot rezolva, din păcate, din afara sistemului, ci numai din interiorul sistemului. Iar în sistem, numai președintele este altceva decât uh, magistratura și sistemul parchetelor. Asta e situația. Prin ceea ce spuneți, <coughs> ne spune și că timp de 10 ani, Iohannis n-a făcut nimic în legătură cu asta. Nu l-am văzut la CSM. Eu nu l-am văzut. Iar din afară nu ai voie să faci. Nu mai voi face nimic din politică decât, sigur, să comentezi, să aduci în fața opinii publice, evident. Nu sunt, nu sunt probleme. Dar, repet. Ziceați că justiția funcționează și uh, mi-a venit imediat în minte situația pe care ați avut-o că justiția v-a luat practic partidul, nu? Uh, da, nici acum nu e redactată hotărârea. A, ah, da? N-am vrut să... Nu ziceați că funcționează? Da. Funcționează. Pentru că în alte paliere, că am avut multe spețe în tot felul, dar în alte paliere, pe alte paliere, a fost cât se poate de în regulă. Văd în motivări. Am fost și eu, n-am mai fost în tribunal de atunci, de când am, cazul, am avut cauzele astea. Și uh, am văzut și, nu neapărat din perspectiva unei părți subiective, dar am văzut și profesionist. Sunt foarte buni, vă spun, sunt foarte buni. Cu atât mai mult se pune mai acut întrebarea totuși din, în șase luni înregistrarea unei alte conduceri, de ce n-ai putut să o redactezi? E vorba de, de două conduceri, mă rog, sunt două, la același partid sunt două conduceri pentru același partid cu două statute și două programe diferite mm -hmm. pe care justiția a dispus să le înregistreze. Și cu toate acestea spun că justiția este în regulă. Părerea generală e și, și părerea unor specialiști și a unor oameni care se uită foarte aproape la foarte de aproape la fenomen, și aș citau aici pe doamna uh, Pipidi, care a zis după uh, decizia CCR că este foarte prost redactată și că judecătorii din România au această problemă. Și uh, uh, v-aș zice să vă reveriți un pic la ceea ce iese din școala de drept românească. Pentru că eu stau de vorbă cu oameni care îmi spun, bă, e jale ce iese de acolo și intră în sistem pe aici deja o altă zonă în... aproape mă așteptam la întrebare și m-am uitat și eu la uh, Nici nu am cifrele un absolvenților de da, 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 nu știu mă uitam la cifrele absolvenților am, nu, am mai primit întrebarea aceasta, noi terminam 120 pe țară, așa am terminat eu, Facultatea de Drept Universitatea din București, cea din Cluj din ea și 120 de absolvenți. Cu totul un an, cu totul. Ok? Acum sunt câteva mii. Pe sistemul de drept. Pe de altă parte, am un Institut Național al Magistraturii. Pe acolo, de fapt, se dă examen și pe acolo este... Uh, Pregătirea de fond, că între jurist și judecător, jurist, procuror, sunt diferențe apropo de anumit tip de abilități și anumit tip de uh, cunoștințe. Uh, și uh, iarăși sunt câteva sute care absolvă. Deci sunt teme instituționale la, la care te uiți, nu le poți rezolva peste noapte. Și atunci cel puțin mai reduci marja exemplelor pe care dumneavoastră le-ați dat. Da. Deci, repet, dinăuntru se poate acest lucru. Ok, dar nu sunteți printre cei care au contribuit oare la uh, creșterea numărului, să zic așa, să fiu, creșterea numărului de, de absolvenți și de oameni. Uh, care să meargă în diverse zone guvernamentale. M mă uit pe faptul că sunteți, de pildă, membru fondator la Colegiul Național de Apărare. Da. E o chestie foarte urâtă și... Nu. nu. În momentul în care a fost în fondată... E foarte urâtă. Să se nu. consemneze că în opinia mea. Să se așa. consemneze că am o altă opinie decât dumneavoastră. De ce? O judecați acum? Colegiul Național? Sau atunci când a fost format? Când... Trebuia să arătăm și noi că avem și alte instituții decât cele de stat pentru a accede în lumea liberă. Eu mă uit că foarte mulți dintre oamenii care au trecut acolo pe acolo sunt legați de servicii într-un fel sau altul și îndeplinesc niște misiuni uh, inclusiv în zona politică. Deci, din acest, astăzi, de zeci de ani, nu mai sunt în, în conducere. Deci, n-aș putea să spun de ce am avut sau n-am avut un anumit tip de percepție în legătură cu... Dar am participat la cursurile lor și adică acum două luni. În cu Gabi Obrea, vi se pare de oricând v-ați uitat la problemă un tip ok? În palierul pe care am interacționat cu el, da, a fost un tip ok. În palierul în care am interacționat. Uh, interacționați la, la rândul uh, dumneavoastră cu oameni din presă. Dacă vă dau acum un exemplu, evident că n-am să-l dau, toți vi se par ok? Nu. În demersul de presă? Nu, bineînțeles că nu. Dar dacă dumneavoastră vi se pare ok, Gabi, eu prea... În eu îi las pe oameni să judece, că ei vă votează. Bineînțeles, dacă am spus în zona... No, să luăm... Am spus în zona în care am interacționat cu el. Nu-i fac judecăți de valoare. Păi Pentru că n-ați interacționat ce la, salon, de... la salonul de spre. Nu, am organizat, am organizat un partid în condițiile în care PSD o luase raznă. În momentul în care dânsul s-a reîntors la PSD, eu nu m-am mai reîntors. Deci fiecare a fost consecvent în felul lui. Ok. Nu, nu, să mai comentez că e dar, nu, nu, mie nu, mi se pare complicat faptul că îl credeți ok pe Gabi Oprea. Așa. Uh, ce rol că tot am vorbit despre asta și cred că e o discuție pe care nu o facem. Aș pleca de la ce rol credeți că joacă serviciile în această campanie electorală? Păi, normal, nu trebuie să... Joace absolut niciom normal. Ce, care e percep percepția mea e că serviciile, după ce au semi-renunțat să zic la justiție uh, drept câmp tactic, uh, au intrat în politică mult mai mult decât erau. Știți sigur că au renunțat la Nu, 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 am, nu, am zis, -o, am zis, uh, au, au lăsat-o așa mai moale, nu, nu, mai sunt acele chestii, uite, l-am luat pe Xulescu, că avem nevoie să ne scrie ceva despre Yulescu și uh, pune-l pe judecătorul cu tare să-i dea 30 de zile acum ca să reușim noi să scoatem nu știu ce. Lucrurile astea se întâmplă mai rar decât se întâmplau până uh, înainte să plece doamna și de pildă doar un singur amendament. Tot la justiție trebuie să ne uităm. Dacă un sistem, care o fi el, îți adună un probatoriu, care, cum se spune e la condițional optativ, s-ar putea, ar fi, ar avea legătură, da, eu, etc. Eu nu mai am date din justiție că Nici dictează eu. oamenii SRI-ului rechizitorii. Nici eu. Dar pot să vă spun o chestiune generică să le lase la ușa justiției. Pentru că în legătură cu o persoană suspectă la un moment dat, latura obiectivă, latura subiectivă și legătura de cauzalitate, faptă cetă cetățean suspect ce-o fi, ce -o fi acela, îl stabilește numai justiția. Dacă justiția lasă ușa crăpată și mai intră unii cine știe din ce zonă, decizia finală e tot la justiție. Ok, ziceți că e vina justiției că a fost penetrată nu, nu, de servicii. Nu, nu, nu poți să împarți uh, categorii, e vina sau nu e vina. Normal, Asta, uh, tentația, ca să fie mai clară, e de a simplifica. Nu, pur și simplu vreau să spun că justiția poate aduce probatorii din orice fel de zonă, este în, uh, pentru a stabili vinovăția sau nevinovăția cuiva, se clasează dosare, e normal. Sunt sesizări făcute tendențios. Sunt multe lucruri. Mai ales că, probabil că la INM, la un moment dat, trebuie să introducă un curs cum se comportă justiția în campanie electorale. Pentru că, dacă observați, mesaje electorale se încheie toate la ușa, într-o formă sau alta, la ușa parchetului. Ei bine, din acest punct de vedere, justiția trebuie să fie puternică. Pentru că dacă cineva într-un interes sau altul, și nu numai din, din instituții, mai sunt și alte interese care penetrează. Ajunge la unul sau altul din zona de magistratură, atunci problema este enormă, pentru că ține de multiplicare și omul ăla devine dependent. Ori, iarăși, este o chestiune care nu se rezolvă din afară. Vă cer să nu mai. Bun, putem să cerem la televizor. Se rezolvă dinăuntru. Tot în sistem. Mai oameni buni. Uite care este percepția. Păi dacă ăia în sistem sunt și dincolo? Nu, nu, nu putem generaliza. Nu, nu știu să vă spun. Ok. Chiar nu știu. Ce simțiți în legătură cu implicarea serviciilor în această campanie electorală? Eu, în ceea ce mă privește, absolut mm -hmm. nimic. Absolut nimic, vă spun sincer. În ceea ce mă privește. Și cum vi se pare treaba asta? Uite, fostul șef al sri da, care nu mai e acum, că a plecat, fostul șef al SRI-ului, domnul Helvi. Ma a, a, a mai fost unul da. între tine. Okay. <laughs> Așa. A fost înainte șeful de campanie al lui Iohannis. Da? E o chestie ok? Asta, să se întâmple? să deci, îl pun șef la SRI, nu bă, șeful de campanie? Știu să vă răspund. Uh, este... Actualul șef al SIE a fost șef de campanie. Înțeleg că viitorul șef al SRI-ului, dacă lucrurile se întâmplă într-un fel, e la momentul ăsta șef de campanie. Adică să tot vorbește despre domnul Motreanu. În Eu știu fel. un lucru, că ne-am asumat responsabilitatea ca la aceste... Atunci când am intrat și noi în lumea liberă, Așa. ca la serviciile de informații, șeful să fie civil. Aceasta a fost decizia. Ceea, ce ceea ce e în regulă. Că trebuie să existe control uh, acolo. Bun. Să trecem la controlul pe care Parlamentul României nu-l mai exercită de foarte mulți ani. Asupra serviciilor. Vi se pare ok că serviciile n-au depus de atâta timp un raport în nu. Parlament care să fie discutat public? Nu. Evident. Dar vina cu este a Parlamentului sau a serviciilor? Instituțiile se apără. Instituțiile astea sunt serioși. Toate instituțiile de stat sau au un anume tip de autarhie, au un anume tip de, de rezervă în a ieși, în a, în a ieși public și mă rog, instituțional a interacționat pe anumite subiecte păi, De vină cine Comisia parlamentară, iertați-mă cu toată prietenia pe Dacă din Comisia parlamentară fac parte doar oameni controlați de servicii uh, a, Aveți senzația că statul ăsta e condus democratic? Condus democratic? Uh -huh. uh, da, cred că da deci, dacă este condus democratic și apar astfel de probleme, mm -hmm. sunt personalizate, Deci de persoană. Ce vulnerabilități are ce... Eu, eu mă refer la mecanismele democrației. <laughs> dacă la ce ajunge, Tocmai... iată, Gigi Becali intră la televizor și spune, a venit la mine, hrebe, uh, un alt om alături de care ați fost în uh, da, bineînțeles. Uh, trecut, da, care spune, prietenul meu cel mai bun, om de caracter, și mi-a zis, hai să-l băgăm pe Simion în turul 2. Și hai bă, să-l băgăm și facem aia și facem și cu televiziunile și sunăm pe oameni și vedem și nu știu ce. O chestiune în care, iată, votul oamenilor nu contează. Adică, o fi reală? O fi reală? Păi, toată această discuție? Nu știu. Păi toată lumea zice, bă, cu toate problemele pe care le are, Gigi Ui. zice adevărul. Dacă e să vă spun ce am simțit eu, așa, așa la oamenii normali, Nimeni nu mi-a invocat vreun personaj politic. Mă rog, au fost anumite semnale oarecum contradictorii. Avem încredere în dumneavoastră, totul este în regulă, dar știți, nu aveți un partid politic. Păi hai să ne hotărâm. Dar ce, uh, ce rol credeți că jucați, fără să vreți, atenție, de, de exemplu, eu m-am trezit în multe situații cu emisiunea, Făcându-mi datoria, cum cred eu... Da, bă, nu ești mă întrebă. Da? Mm -hmm. Ok. Ce vă întreb? <laughs> uh, în condițiile în care luați mm -hmm. voturi de la unii și nu se le dați okay. la alții sau ceva în genul Da, da. Vă spun cât se poate de categoric. Am intrat în această campanie, nu mă judecați din perspectiva șanselor, judecați-mă din perspectiva sumării. Am intrat în această campanie exact cum intrați dumneavoastră, că produceți pagube colaterale treaba lor. Treaba lor. Aici nu este o, o bătălie cantitativă uh, pe voturi. M-au oprit când am ieșit și eu cu tinerii pe stradă și m-au oprit trei familii, soție, mai mulți, dar aceste trei familii mi-au spus avem o rugăminte la dumneavoastră. Uh, în primul rând, vă votăm, avem încredere, Da. spuneți-ne și nouă, vin ăștia peste noi? Ăștia. Uh -huh. pe ei bine, am înțeles de la acești oameni faptul că grila lor de evaluare e cu totul alta și privește cu totul alte uh, elemente personale decât ceea ce gândesc ei la partide. Observați că, în legătură cu ăștia care ar veni peste noi, nu vorbește nimeni. Uh -huh. Iertați-mă, aș abuza încă vreo trei ore să vă explic în ce pericole suntem azi când vorbim. Exact asta vreau să facem acum. Da, în nu ce pe pericole Trei sunt... ore. Dar aș vrea întâi să-mi explicați. Uh, chestia asta și cum ați explicat-o oricui pe mine, pe mine mă distruge ideea asta de, uh, cu arme război. hai să ne înarmăm ca să poți fie pace și cu toate uh, uh, nebuniile astea uh, explicațiile oamenilor uh, cum se face că pe măsură ce cheltuielile pentru înarmare cresc de la an la an amenințarea războiului E din ce în ce mai mare, nu din ce în ce mai mică? În primul rând, cheltuielile pentru... Mă rog, procentul din PIB peste 2% în toate statele NATO a fost atins, 2% sau mai mult, numai de 11 state înainte de criza. Din Ucraina, cea deschisă, nu cea din 2014, ci cea din 2022. Deci, aici situația a fost și este cât se poate de complicată pentru că o industrie de apărare corespunzătoare răspunsului la criză, pe cele două direcții, mă rog, cum, au, cum au decis, am decis toți în Alianța Nord-Atlantică, să descurajăm și să apărăm, presupune ani de zile. Uh, în acest moment și să faci cheltuieli, de exemplu, și angajamentele României, presupun livrarea cam până în 2035 a armamentelor pe care le cumperează. Pentru că asta este situația, nu există industrie militară, mai ales în Europa. Americanii au de gând să se retragă, din multe perspective, sigur, fără a spune că lași Europa fără umbrela de securitate. Deci, uh, aici este o chestiune, într-adevăr, pe care permiteți chiar să o extind cum, uh, față de ceea ce spuneți. Aici, cu 1200 de kilometri, frontieră cu uh, Ucraina, alături de Republica Moldova, unde situația și responsabilitatea noastră e specială. Haideți să fim re cât se poate de realiști. Uh, avem Ungaria, uh, Serbia, uh, Bulgaria, Marea Neagră. Aceasta este vencinătatea regională. În acest moment, și o spun nu ca și propagandă. noi apărăm spațiul euro-atlantic. Îl apărăm. Atunci, țineți minte, în 2002-2003 aveam acel mesaj. Pe de-o parte că uh, suntem în uh, poziția geografică strategică, aici ne-a pus Dumnezeu, și al doilea că suntem și furnizori de securitate, nu numai primitori. Acum chiar că suntem furnizori de securitate. Acest lucru înseamnă un raport cost-beneficii. Deci eu dacă îmi cresc și cheltui mult și iau din sănătate sau iau din uh, educație bani și îi, da, îi dau la armată, Înseamnă că mă apăr pe mine, dar mă, vă mai apăr și pe voi la vest de Viena, să vă beți cafeaua liniștiți. Deci, legat de cheltuieli, legat de prezența militară care m-ar degreva de anumite cheltuieli, decizia aici este politică, nu e la militari și nu la industria de apărare. A fost la un moment dat o decizie, am participat și eu, eram ministrul de externe, prin 2008-2009, se numea Smart Defense. În ce sens? Um, să ne facem în regiune o armată care pusă la un loc să poată fi uh, o opunere categorică la ceea ce ar veni din proximitatea estică. În acel bulgarii nave, noi tancuri, unguri avioane, mă rog, spun și eu așa. Uh, în acel moment uh, industriile de apărare s-au uh, opus. Spunând, stai un pic că eu am alte ținte față de ce ați hotărât voi politic. Și au câștigat ei. Ei. Dar de ce nu ne-am conservat măcar sau dezvoltat industria de apărare pe care o, o aveam? Eu mi-am Eu sunt jurnalist din 96. Și mi au aduc aminte de proteste, de nebunii, uite în zonă da, la mine acolo, de umeplopeni, toate, da, da, da. Care... toate lucrurile astea. Și mergeam. Și erau mii de oameni. Încă erau mii de oameni angajați în în, în industrie acolo, la bot, la nu știu unde, la așa, lucruri care uh, au fost puse pe butuci și acum nu vine nimeni să zică. Mai avem niște investiții de astea care tot uh, sunt de afară, făcute, sunt, uite, mă uitam pe acel tratat, am vorbit și la emisiune, pe acea înțelegere pe care americanii o au cu uh, Israelul, domne, vă dăm 3,8 miliarde de dolari. Uh, sprijin militar uh -huh. în fiecare an, obligația voastră fiind să luați arme și să cheltuiți toți banii ăștia pe teritoriul Statelor Unite. Uh, da. da? Noi, de ce dracului nu putem să dezvoltăm niște unități de. Ok, facem gloanțe, dar ar drac ele asta, trebuie. A fost depășit că îl fac în, în Serbia, nu? așa? dar de ce nu facem noi aici? Um... Una din propunele, am trecut-o și în program, una din propunele președintelui României, Cristian Diaconescu, este să regândim uh, infracțiunea de subminare a economiei naționale. Trebuie să ne uităm la o serie de teme extrem, extrem de profunde. Știu, iar nu e electoral ce spun. nu știu dacă s-a prescris, dar pe legea asta iar este și pe Băsescu, și pe Iohannis, și pe... Nu știu. De, de văzut aici, chestiune de anchetă nu, nu pot să spun. Așa. Dar, uh, dincolo, de, dincolo de aceste aspecte, uh, haideți să ne mai uităm și la alte subiecte, exact în sensul spus de dumneavoastră. Îmi spuneau, a fost fost demnitar uh, NATO, că la un moment dat, în mandatul lui de secretar general NATO, uh, au făcut un exercițiu militar, probabil că s-a mai fi întâmplat, un exercițiu militar uh, aducând tancuri, vehicule blindate din Germania, Spania, etc le-au trebuit patru zile să le adune din Europa, să le aducă la frontiera României și datorită infrastructurii superbe pe care o avem, încă patru zile să ajungă de la frontieră deci 200 de kilometri. Deci din cauza, nu datorită. Așa. Da, din cauza. Așa. Corect. Ori, uh, nu se poate așa ceva. Am avut programul de tranziție verde cu bani europeni în stabilit, fixat în 2019. Uh, Ei bine pe baza acestui program, de exemplu, puteai să faci o cale ferată, performantă, fiind uh, tranziția la economia verde. S-a întâmplat, înțeleg că să merge cu 20 de km la oră pe cale ferată. Păi, dincolo de problemele noastre, în caz de Doamne Ferește, cu ce transport și unde duc uh, tot ce am din punct de vedere militar în așa fel încât să rezist măcar 70 de ore până intervine. Bun, domnul a cunoscut. Dată fiind situația actuală și felul în care se desfășoară lucrurile, când o să fim în război? Dacă am să câștig președinția României, nu vom fi război. Restul nu garantez. Dar trebuie să știm un lucru. Toți cei, măcar cei sub 35 de ani și familiile lor. Dacă România intră în război, președintele României, cu aprobarea Parlamentului, îi îmbracă în uniformă și îi trimite la război. Deci asta e miza. Știu, văd, nu se vorbește ca să nu sperie electoratul. Dar asta e miza. Conform legii, nu pentru că ar avea un anume tip de așteptare. Deci trebuie făcut tot ce omenește posibil să nu intre în război. Mai mult decât atât, după cum observa servicii de informații, în sfârșit ies public, Germania, Marea Britanie. Mă rog spunând e posibil un angajament militar între NATO și Federația Rusă până în 2030. Um, și au fost întrebați, nu mai vorbesc de ce se discută la nivele indirecte, mă rog, la nivele de cancelarie, și au fost întrebați cum ar arăta o astfel de agresiune sau un astfel de răspuns obligatoriu al Alianței Nord-Atlantice, în momentul în care Federația Rusă militar ne-ar testa liniile roșii ale NATO. Unde este linia roșie a NATO? Pe frontieră. Greu de presupus că Federația Rusă va ajunge la Berlin sau la Madrid. Nu, să fim serioși. Forța alianței este enormă, dar testarea, inclusiv din punct de vedere militar, de ce aș face acest lucru? În primul rând, ca să, ca să generez un anume sentiment de frică. De ce aș face iarăși acest lucru? Pentru a avea un avans la masa negocierii, pentru că pe o situație de securitate extrem de periculoasă. Una este să am paharul de împărțit aici și alta este să-l duc mai mult spre dumneavoastră. Că în momentul acela negociem altfel. De ce vă spun acest lucru? Nu. Am negociat, tratat cu Federația Rusă. Știu cum gândesc când scriu pe hârtie. A, bun, discuția retorică. cu criminalul vreodată? Care dintre ei? Cu Putin? <laughs> nu. Nu, nu. Prin forța împrejurărilor cu Lavrov. Da. Așa, da. ok. Nu. Și am negociat tratat. Dacă citiți tratatul, ziceți că Federația Rusă e unul cele mai democratice și mai bine aplicate state din, din această lume. Ce face în teren însă, arată câtă bază pun ei pe, pe aceste documente. De deci ce era nevoie pentru un tratat de bună vecinătate? Pentru că existau niște documente anterioare în care se spunea în urma negocierilor că cele două părți se consultă prealabil atunci când una dintre ele dorește să-și aleagă un aranjament de securitate. Adică cum? În 2003, când știam că intrăm în 2004 în NATO, trebuia să avem confirmarea prealabilă a Moscovei? Cum era scris pe hârtie? Da. Și am intrat în negocieri și evident că s-a schimbat acest aspect. Dar, sigur, au mai fost și alte, și alte teme. De exemplu, reafirmau inviolabilitatea teritorială ca și principiu de bază în acel tratat. Iar acum, din 2014, practic, în Ucraina, ce au făcut? au încălcat un document pe care l-a aplicat și URSS-ul și tratatul de la varșovia, actul final de la Helsinki din 75, în care se spunea fiecare stat are dreptul suveran în ceea ce privește uh, teritoriul Bun, nu intrăm în război cu Diaconescu președinte, nu știu cum ați putea să faceți asta, dar mm. uh, să zicem cu uh, Ceola cu președinte sau cu uh, Simion președinte. Nu? Ce pot să vă spun, inclusiv în legătură cu alte variante de candidatură, este că este posibil să nu intri în război. Mai precis, să descurajezi tentația de a genera război în România și în Republica Moldova. Unde? Alături de partenerii noștri, nu în relația cu celălalt. Da, se poate așa ceva. Așa. De exemplu, se poate crea un coridor Finlanda, Polonia, Turcia. Dar, sigur, asta înseamnă negocieri. Și atunci descurajarea e foarte serioasă. Pe de altă parte, cu toată simpatia, în zona de suveranitate limitată a României, adică în zona uh, economică exclusivă, conform dreptului internațional, s-a cu unul. Unde? Nisoa Șerpilor. Deci noi am avut război pe teritoriul nostru. Nu e bine. Că nu vorbim? Ok, bine. Au ales să nu vorbească. De, practic, suntem în război chiar și cu acele deci, drone. Deci, și... tras cu tunul. Ați auzit să fie vreo, vreo activitate militară în Marea Baltică? Nimic. Foarte bine, slavă Sim. Domnului. Numai o că acolo proximitatea și e și mai este. legea aia, că nu putem nici să doborâm drone, nici să facem. A, da, aveți dreptate. Deci nu putem să tragem cu muniție de război în afara poligoanelor. Nu suntem în stare în Parlament într-o jumătate de zi să facem lucrul ăsta? Să declarăm toată țara poligon? Nu, să declarăm tot că apărăm suveranitatea țării folosind toate mijloacele. Acum se pare că alea politico-diplomatice Ma. nu mai sunt suficiente. Ce spuneți, chiar ar trebui să-i sperie pe oameni? În ce sens? Pentru că eu cred că fiecare familie a stat să se gândească și să se consulte în ultima perioadă, mai ales familiile cu copii. Ba, avem copii, cresc copii, ok, uh -huh. noi am ajuns la o vârstă ne-am ne -am trăit raiul, ne-am păpat mălaiul, dar iată sunt acești copii care sunt unii dintre ei foarte mici, alții adolescenți, alții, nu știu, pe la facultate și uh -huh. perspectiva asta ar, ar trebui să îi facă pe, pe oameni să se gândească, bă, ce mai fac aici? Și va și întreba ce i-ați răspunde unui tânăr? Eu am fost întrebat, am stat de vorbă în weekend la, la ploiești cu peste 300 de, de tineri la un summit al tinerilor, și uh, am înțeles că treia să fiți acolo la o dezbatere care n-a mai avut loc. Mă rog. Uh, și, da, am da, o invitație și m-au spus că nu se, că mai, nu mă rog. se mai face. Și uh, uh, există această întrebare. Eu o primesc în fiecare zi. Dom'le, de ce aș mai sta? Și ce mă sfătui să fac? Să plec sau să rămân? Um, cum vă spuneam. Uh... Din câte am înțeles, inclusiv din comunitățile românești din străinătate, tentația de a pleca s-a diminuat. Nu numai la tine. Avem cea mai mare plecare anul trecut. Ever. Pe cifre. Probabil relativ la tineri. Bun. Din câte am discutat cu dânsii. Nu, nu, nu. Ce i-ați spune unui tânăr azi care întreabă? Eu sunt un tânăr, am 18 ani. Și vă întreb, domnul Iaconescu, nu mă interesează ce se întâmplă, cine iese, cum iese, ce mă sfătuiți nu. ca specialist în acest moment și om care se uită într-un anumit fel la tot ce se întâmplă, pentru mine și siguranța mea, să plec sau să rămân aici? În primul rând, să plece de la altă premiză decât cea că nu-l interesează cine iese. Pentru că nu. de cine iese okay, depinde. mă interesează, Am votez. Odată, în al doilea rând, um, să se uitea la uh, capacitatea de uh, ca cel care iese prima zi luni când se duce la servici la nouă dimineața să știe meseria de președinte e profesie, e meserie și dacă știe atunci poate avea un coeficient suplimentar de încredere în ceea ce promite dacă se uită la el numai din perspectiva omului cu bune, cu rele, cu tot felul de alte elemente, s-ar putea să fie dezamăgit pentru că este extrem de complicată instituția prezidențială plecând de la faptul că este unipersonală. Acolo nu decide numai da, unul. Nu sigur. credeți că e un pic a -a arogant să-i spuneți unui copil de 18 ani, dacă ies eu președinte stai aici, că nu -ți o să se întâmple nimic? Puteți garanta așa ceva? Da, pe două paliere, că ceea ce-ți promit tânăr, evident, ceea ce-ți promit știu cum să fac Îți poate promite cineva de bună credință, dar când ajunge acolo, să nu știe cum să facă. Nu neapărat că n-ar vrea să facă. Am văzut situații, nu, nu e imaginația mea. <coughs> și aș mai spune un lucru. În momentul în care fie nu știe, fie nu vrea să-și asume anumite decizii, și le asumă alții în locul lor. Și le asumă. Țara merge înainte. Bun. să Ori. plece sau să nu plece? Nu, să nu plece. Clar. Din punct de vedere al raportului tot cost-beneficii, este mai bine să rămână. Într-adevăr, să-l țină responsabil privind educația pe președinte, pentru că are un rol executiv. Dacă vrea să se derobeze, poate să o facă, dar asta e. Are un rol executiv și să-l țină responsabil în legătură cu sănătatea. Și în momentul în care educația, sănătatea și un anume tip de gestică privind respectul care ține de cultură, Uh, sunt întrunite, le poate face, își poate da seama, și după ce tânărul care l-a votat sau nu, dar în orice caz a ajuns uh, respectivul președinte, întrunește uh, sau nu aceste așteptări, atunci să se hotărască Nu înainte de a vedea dacă într-adevăr se poate. Bun. Noastră zice să rămână. Eu le-am zis nu, să plece să fugă dacă uh, uh, pot și uh, vor, în funcție de ce fel de viață vor, pentru că dacă vor oportunități și să mai ardă și din etape și așa, România e o, o, un loc super ok în acest moment uh, și, și pentru viitor, cred dacă ne ocoline norocirea asta cu războiul dacă vor o viață liniștită, cu program de la 9 la 5, decență asigurări medicale, tot tacâmul să pleci în vacanță, să... Fii ok, atunci poate mai bine ar fi să, să plece, să aibă acces la o educație mai bună și la uh, alte lucruri. Uh, ce spuneți unui om care ia afară de ceva timp și să uită un pic la România cu dorul care ne caracterizează uh, și întreabă, primesc de multe ori, foarte multe întrebări da, da, și eu, zic, uh, de la oameni care De zic, pot să vin? Uh -huh. ce ziceți? Eu n-am curaj, Depinde -am curaj din... să zic nimănui să vină înapoi. Ia-ți ești bine acolo unde ești, bă, da, dar mi-e dor de țară, dă-l dreptul de dor, Mai stai acolo. Dacă într-adevăr se uită profesionist la acest pot să vin, încă o dată resping categoric să-i aducem acasă. Nu, nu, nu. nu ai o tâmpenie. A, ai o tâmpenie. Okay. și eu. Bun. Din punctul acesta de vedere, există să fie atent, iarăși, și să-și ia decizia de, după ce știe pe cine a ales. În primul rând să meargă la vot. De ce este important? Nu că oamenii au fost la vot și au, și -au luat tot de nu s-au văzut. Că noi am fost la vot și am Depinde. cam votat ce trebuie de fiecare dată. Dacă ar veni cineva din partea guvernului la dumneavoastră, v-ar spune, uite, am găsit varianta dublei cetățenii cu Spania. E bună varianta, nu are importanță. De ce e bună varianta? Din ce îmi spuneau ei? Noi nu vrem să rupem legătura cu țara. Pe de altă parte, am avea o dublă cetățenie, ca să nu renunț la cea română, pentru că vreau și eu să intru în politică, în administrație, în armată, etc. Au rezolvat. Mulți și-au construit afaceri foarte serioase în, în Occident, mai ales. Ar dori să vină în România. Nu le pune taxe. Trei, dă rapid recunoașterea diplomelor pe care le-au obținut în străinătate. Deci sunt chestiuni. Repet, nu le pot promite, nu le pot promite mai ales ca și candidat, că nu țin exact de mandatul președintelui. Dar un președinte responsabil poate să pună pe masă aceste subiecte și una e când le pune de la nivelul acelei instituții și alta este în, în alte zone. În al patrulea rând, și asta este inacceptabil, o să fac după ce să uh, termin bani, o să fac și în campanie. Sunt directive ale Uniunii Europene, că tot. Uh, Mulți au probleme. Sunt directive ale Uniunii Europene care egalizează raportul drepturi-obligații față de toți cetățenii europeni în legătură cu dreptul la muncă. Multe din ele sunt necunoscute, evident din interese de tot felul, mai ales de business, nu li se comunică de către angajatorii occidentali cetățenilor români ca să-i țină la un nivel redus. Mă, oamenii trebuie să știe că au și niște drepturi. Cui revine obligația asta? Păi statului român, dacă într-adevăr îi pasă, de ce? De cel mai mare investitor din afara României în România. Românii din afara au dus în România cei mai mulți bani, comparativ cu orice fel de companie. Ori, din această perspectivă, repet, sunt chestiuni punctuale, nu ceva extraordinar și nu ditirambe și retorică ieftină, prin care, după părerea mea, s-ar putea ajunge la nivelul acestor comunități pentru a-i convinge să se întoarcă acasă. Ei cu sufletul sunt tot aici. Nu au marea lor majoritate un anume tip de uh, atitudine. A, este și o chestiune care ține până la urmă inclusiv de implicarea justiției. Foarte sus în preocupările lor sunt rețelele de trafic al occidentalilor. Păi, uh, în acele rețele de trafic, noi aplicăm legea, ei pot doar să-ți transmită niște semnale. Și, iertați-mă, sunt implicări administrative, politice în acele rețele. Ministerul de Interne și Ministerul de Externe, că de acolo știu, și Ministerul de Externe au camere întregi, au fișete întregi de alerte. Departamentul de stat dă câte un astfel de raport odată pe an. Dar, repet, chestiunea este foarte serioasă. Și aceste rețele și rezultatul lor, din punct de vedere al percepției, generează probleme la nivelul comunității. Am trăit eu în 2009, cu cazul mai lat. Deci și acest lucru trebuie privit atent. Cooperarea în combaterea infracționalității transfrontaliere. Atunci, cu cazul mai lat, mă rog, în 2009, au generalizat de la o infracțiune foarte gravă comisă de un român la nivelul întregii comunități. Partea italiană a oprit și dialogul politic cu noi, că am încercat totuși să. Iar, la un moment dat, am... se poate vedea pe Google, am ieșit în fața presei italiene, care nu mai e simpatică și <laughs> disponibilă nu era, împreună cu ministrul italian de externe, care a cerut filtru rasial. Și a trebuit să răspund în fața presei italiene că așa ceva nu inadmisibil și n-am ieșit din comunism ca să facem așa ceva. Și nu s-a întâmplat. Deci, dar, repet, sindromul era Berlusconi pe vremea prim-ministru, mă rog, Sindromul la nivelul comunităților românești din Italia era cumplit. Le spăgeau magazinele, le distrugeau, erau proteste. Din cauza generalizării unui caz, da, foarte grav, dar extins la nivelul întregii comunități. Deci se întâmplă astfel de lucruri. Deci trebuie să ne uităm și la categoriile de infracționalitate care, la un moment dat, generează o percepție uh, absolut necorespunzătoare pentru comunități. Uh, cum sunteți, până la urmă? M-am pe program pe ce propuneți. Mă rog, mi se pare asta cu respectul. E, e așa o chestie. Dă frumos, domnule, respect pentru educație, pentru sănătate, dar nu spune neapărat lucruri. Și cum, cum vă definiți? De stânga, de dreapta, cum, cum să. În această campanie așa. sunt independent, deci nu mă definez nici de stânga, nu, nici de dreapta. Nu, ca viziune despre lume aveți mai de... Eu am o viziune de stânga, profund de stânga. Ce viziune aveți dumneavoastră despre Deci, în lume. Ceea ce am... Despre munc, economie, de pildă. O cât mai puțină intervenția statului. Uh -huh. uh, cum să vă spun? Ce, e de 85 de ore. mi-a mi numărat cineva de 85 de ori în programul uh, meu, de 85 de ori este trecut cuvântul respect. Uh, tot ceea ce am realizat personal, tot ce s-a întâmplat bun pentru această țară, a plecat sau a ajuns la no uh, uh, ideea de respect. Vreau să știți un lucru. În perioada de integrare. A, cei cu care stăteam la masă nu ne considerau egalilor. Asta e motiv pentru care trebuia să-ți respectul. Ok, dar aveți așa o chestie în, uh, uh, sunteți de părere că oamenii românii uh, nu vă recunosc uh, cumva sau nu știu meritele pe care uh, dumneavoastră credeți Nu, că este le aveți, de datoria nu? mea? No, nu, mai, nu, nu mai am astfel de aspirații la, la vârsta mea, dar este de datoria mea să spun, unul, că știu că trecem printr-un moment de inflexiune la fel de complicat ca anul 90, anul de anii de integrare în lumea liberă, mizele sunt foarte mari. După prima marțe din noiembrie o să apară o resetare, adică până la legile în Statele Unite o să apară o resetare. Când crizele se vor rezolva într-un fel, se discută de zone intermediare, buffer, se discută de șervețelul lui Churchill, astăzi când nu se discută public. Planul Juncker cu cinci zone de influență înăuntru în Uniunii Europene este și acum pe masă, nu s-a dezbătut pentru că a apărut pandemia și criza ucraineană, dar temele există. Uh, se discută foarte serios că Franța și Germania își consumă oxigenul pe uh, problemele politice interne, partidele tradiționale pierzând din uh, amplitudinea politică în dauna unor formațiuni cu mesaje de care cam toți ne delimităm. America la rândul său trebuie să aleagă între două variante deci din acest punct de vedere pe scurt, fiecare va fi mult mai preocupat de propria țară de propriul interes păi și mie mi se pare că deci, avem nevoie mai mult ca oricând de, de partide, nu de independenți. nu, avem nevoie de ce-o fi numai să arate predictibilitate predictibilitate că te, știu cum te pot anticipa din exterior și de profesionalism ca să fii la masa negocierii, că dacă nu ești la masa negocierii, ești în meniu. Nu e de la mine exprimarea, e de la brăjinski cel bătrân, când noi, tineri acolo, ne-a primit la un moment dat, a, f -a, f -a de de Securitate Națională lui Și ascultându-ne, când suntem de entuziași cu NATO, era perioada de NATO, și cât de uh, dedicați și cât de hotărâți etc. ne-a spus perfect, e foarte bine, este în regulă. Dar și după ce veți fi primiți în Alianța Nord-Atlantică, trebuie să știți un lucru. Dacă nu sunteți la masa negocierii, sunteți în meniu. Deci, din acest punct de vedere, vreau să știu că cel cu pricina care are politica externă și politica de apărare a mandatului, niciun alt reprezentant al statului nu are așa ceva. E la masa negocierii, are parteneri cu care să creeze masa critică pentru că altfel experiențe de tip Schengen nu se pot permite când se resetează la nivel mondial și în mod categoric știe să joace, are networking cu necesar, în telefon, numerele în telefon. În vreo 15 din România, dacă ar trebui să sune Kissinger, să-l odihnească, dacă ar trebui să sune Kissinger, nu știu, cred că ar putea să sune vreo 3-4 dintre 15 care sunt în, la nivel de decizie. Restul, Mă rog, nu contăm. Bun. Uh, um, am adus în discuție economia pentru că, na, românul, chiar dacă președintele nu are niște atribuții uh, pe, pe zona asta foarte importante și nici rol executiv și nici nu poate, în afară de a împinge niște uh, teme și a le pune în discuția publică uh -huh. uh, sau, sau în discuția uh, parlamentului, Uh, am văzut aici niște chestii uh, cu care eu nu sunt de acord. Uh, de exemplu, reducerea la minimum a rolului și a implicării statului în economie, definirea foarte limpede a atribuțiilor instituțiilor de stat și a limitelor acestor atribuții. Practic, vreți un stat mic și absent. Uh, și zice, statul nu trebuie să fie nici antreprenor și nici manager în economie, ci să se limiteze la a asigura un cadru legislativ și procedural. Uh, în opinia mea, cam în anii 90 mergea asta, adică a fost o chestie care s-a vândut bine, e ok. Acum avem de-a face peste tot în lume cu state foarte, foarte puternice, foarte prezente în economie și care reglementează foarte, foarte mult, taxând, suprataxând și ducând. Dezvoltarea economică într-o zonă care să se întâlnească, spre deosebire de anii 90-2000 și prezentul nostru, care să se întâlnească cu sănătatea publică, cu toate problemele pe care le au oamenii din cauza economiei. Și aș vrea să vă întreb unde vă situați, de pildă atunci când vine vorba despre creștere economică continuă, că se tot vorbește despre treaba asta? Eu pot să vă dau răspunsul știind exact care este poziționarea președintelui României pe partea executivă. Nu pot să vă dau un răspuns de prim-ministru sau din, din alte puncte de vedere. Încercând să, încercând să mă nu, da, eu concret. Când, eu când votez... Eu vreau să știu ce crede diavolul despre lume. Fără îndoială. Lume. Corect? Deci, fără îndoială. Uh, și tocmai de aceea, ce am eu ca principal act normativ într-un an? Bugetul României. Bugetul României se aprobă în Parlament. Așa. Cum bine știți, pot exista două variante. Ori iau ce îmi trimite direcția juridică din administrația prezidențială extrem de profesionistă și semnez, fără să mă uit. Sau, încerc să-l citesc, ce am găsit în fostele bugete ale României, noi cu toții. Pe de o parte, o detaliere până la firul ierbii a cheltuielilor. Foarte atent, spuse, distribuite. Dacă te uiți la oglinda politică a majorității și cum se distribuie cheltuielile ajutorilor de stat, vezi că există o apropiere destul de interesantă. Bun. La capitolul venituri. Uh, în continuare, veniturile sunt o perspectivă vagă de tipul uh, economia gri, uh, digitalizarea NAF-ului, uh, fondurile europene și absentează marile investiții de afară, din exterior. Procentele, cât și asumă prin buget majoritatea, de exemplu, să absorbă din fondurile de coeziune, cât, ca să acopere respectivele cheltuieli. Motiv pentru care ajungem la sfârșitul anului, în fiecare an, cu deficite enorme, uitând, de exemplu, să indexăm pensiile cu inflația, după care creștem pensiile, crescând inflația în mod, în mod categoric. Atributele președintelui sunt la acest aspect. Mă, oameni buni, promiteți o serie de demersuri. Cele privind cheltuielile sunt în detaliu, cele privind veniturile sunt vagi. Haideți să stăm de vorbă. Ce vă sumați? Pentru că voi vă asumați, nu președintele. În legătură cu statul, cum să vă spun, suntem pe ultimul loc la investiția în sănătate în Europa. Din punct de vedere al statului. Probleme în ceea ce privește funcționarea sistemului de sănătate enorme. Păi, stai un pic să ne înțelegem. Unde se duc banii? Aceia care sunt? În domeniul educației. Am în acest moment o fabrică de diplome. Este clar. De ce, de exemplu, și asta e o întrebare pe care este abilitat legal să o pună președintele, de ce, de exemplu, într-o, în liceu, nu înveți și o meserie? Noi aveam, cum bine știți, și o diplomă pe o meserie oarecare, în liceu. Nu înveți o meserie. Unde sunt școlile profesionale? Nu le putem înființa? Tot de la stat. Deci ce vreau să spun este că dacă am respect pentru educație, dacă am respect pentru uh, sănătate, atunci mă uit din perspectiva atribuțiunilor mele, nu în ideea că aș conduce statul de unul singur. Păi și pentru asta nu trebuie un stat puternic? Uh, ba da, dar repet, eu nu pot să-ți fac un program guvernamental, eu pot să-ți fac un program știind exact care sunt limitele păi, executive. Păi, dumneavoastră, prin program, vreți să privatizați educația, de pildă, și sănătatea. Uite, sănătate, în proiectul de țară ziceți așa, susțin o reducere graduală, controlată și responsabilă a implicării statului în favoarea sectorului privat. Păi, uh, da, făcută ca proiect și făcută cu bază legală, e normal să merg la stat și să-mi spună că uh, nu poate să-mi fac o analiză și mă trimite la privat? Păi nu, e da, normal asta. Da, asta nu e... Un... Stați puțin, aici... Uh, uh, Asta nu înseamnă că n-ar trebui să lucrăm astfel încât statul să ofere treaba asta. asta. Asta nu e un argument pentru privatizare, ceea ce îmi spuneți. Nu, nu e normal că... să mă duc la stat și să mă trimită la privat. E normal ca statul să mă rezolve atunci când mă duc la stat. Perfect. Și atunci hai să umblăm la ce se întâmplă la stat, nu sunt să pe... le dăm că asta vrea da. industria privată de sănătate asta astea, astea să e altceva. Preia totul. Asta e altceva. De exemplu, vreau să să știu și eu, privatizările pe un dolar, le mai țineți minte, da? Le țin le care țin țin, erau legate de o comisie de post-privatizare, care să vadă dacă respectiv au a făcut investițiile pe care da. le-ați contract. Unde sunt? Aici pot să mă amestec. Ca și șef de stat cu instituțiile da, da aia a fost acolo Dar mie mi-ar mie mi fi teamă uh, să, să am la Cotroceni Un uh, uh, Cristian Diaconescu Care crede că uh, uh, Ar trebui să avem O reducere graduală Controlată și responsabilă Al implicării statului în favoarea sectorului reducere graduală și responsabilă păi, deci, Dar de ce reducere? Eu vreau amplificare Vreți statul mai mult în economie? Da. Eu vreau statul mai mult în economie, vreau statul mult mai mult în educație, vreau statul mult mai mult în sănătate. Uh, dac... Pentru că eu la stat plătesc taxe. Nu Dacă la Regina mă uit... Maria și la. Dacă Meta... mă uit din perspectiva uh, încălcării regulilor, văd că mai mult statul a fost vinovat decât privatul. Dacă mă uit la deducerea taxelor, văd că le luăm de la privat, nu de la stat. În special acoper zone care, deficitul bugetar, cum să luăm Este la... unul. Cum să nu? Aici ajungem din nou la chestia asta că vorbiți despre investitorii ăștia străini, ca și cum mama ar fi niște chestii. Nu, investitorii străini în România, la ora asta, sunt în proporție de 80%, zis însă aici o să ne certăm, uh -huh. niște exploatatori, niște oameni care au deschis niște dughene aici, niște hale, da? după care le-au lăsat unii și au plecat și deja s-apucă să plece pentru că creștem și noi salariul minim și vin și asta face profitul. Exploatează cât poate într-un loc, suge tot ce poate să sugă, ne plătește de mizerie și apoi pleacă. Educația din România nu reușește să propună oameni suficient de bine educați astfel încât să aibă putere de negociere și am ajuns... Și din cauza guvernelor din care ați făcut parte, sau mai ales din cauza lor, țara muncii ieftine. Noi nu avem o problemă cu locurile de muncă în acest spațiu pe care pe nedrept îl numim țară. Avem nevoie de locuri de muncă bine plătite. Ultimul guvern din care am făcut parte în 2009, după care sunt convins, sunt foarte fericit cu ce au făcut următoarele guverne. Uh... Nu, sunt la fel de nervos ca <laughs> dumneavoastră, vă am acum aici. Perfect, e, e ok. Problema. La ce spuneți dumneavoastră permite să-i dau un anumit tip de uh, continuitate. <coughs> Am auzit raționamentul și parțial e corect. Vin ăștia din afară și ne fac colonie. Fără hoție și prostie ar putea să vină și să ne facă colonie? Da. Aia națională? Da. Da? Da. A, ah, deci noi suntem niște nimfe neprihănite cu toții și ăștia vin și ne supun... Iertați-mă. Nu, 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 nu. Inclusiv de la sigur. partidele e... în care am fost, e... știu. Da, da, că da. Lucrurile Evident. sunt diferite. Evident, iată ce facem. Avem un premier care a ieșit, în opinia mea, ar fi trebuit să fie arestat pe loc, a ieșit din poziția de premier, domnul Ciolacu, uh -huh. și a spus așa: banii pe care Coca-Cola, cu subiect și predicat, banii pe care Coca-Cola îi pierde prin suprataxarea zahărului. Da? Trebuie să suprataxăm produsele pe bază de zahăr, uh -huh. pentru că unul din trei români e în pragul obezității. Da? Banii de, respectiv pe care Coca-Cola îi pierde prin suprataxare, îi vom întoarce noi, e un gentleman agreement pe care l-am făcut cu Coca-Cola, sub formă de ajutor de stat. Da, e, e straniu. Pe de altă parte, uh, n-am coridoare energetice care să treacă pe la mine. Um, Ungaria vrea să fie hub de energie în condițiile în care nu are energie, de, n-are decât zone de depozitare. Fac exploatarea aici, o prelucrează în Austria și mi-o trimite la, la un anume tip de preț. trimit. Și uh... facem și cu grâu, cu toate facem așa. Exact, asta vreau să spun. Și iau aluatul din Polonia și Ungaria, uh -huh. iertați-mă, aici e statul. Aici e statul. Păi și atunci n-am nevoie de un stat puternic, domnul Diaconescu. Schimbați aici în program, că vreți un stat puternic, nu slab. <laughs> Deci, repet, e programul cuiva care candidează la președinție. Nu urăsc autoritarismul. Eu știu ce poate să însemne. Am o vârstă ceva mai mare decât a dumneavoastră. Eu știu ce poate să însemne. Nu vreau senzația că acolo centralizat, la nivelul președintelui, poate un fel de scriere mai mult aspirațională, că la nivelul președintelui el vrea un stat puternic. Pentru că dacă și asumă așa ceva, poate. Și creează o cupolă... Un stat puternic înseamnă un stat cu instituții puternice. E cum interpretați înseamnă dumneavoastră. Să, să, nu poți să uh, furi la casa de comenzi unirea, că ai făcut ceva pentru... Și iată ce se întâmplă acolo cu dosare penale și cu toată nenorocirea. Înseamnă ca fiecare instituție să-și facă treaba și să avem grijă, să nu vină Consiliul Concurenței și să zică acel chirițoiu, nu știu ce servicii îl țin și pe la în brațe, Doi, noi nu avem nicio informație cu privire la faptul că producătorii locali din România ar fi în vreun fel dezavantajați de supermarketuri. Să trăiești tu! Asta înseamnă stat puternic, ăla care merge și zice. Da, înseamnă tu, și tu, tu și, asta. tu și tu. Înseamnă și asta, dar, după mea, nu poate să însemne numai asta. Repet, știu, pentru că, indiferent cât uh, se consideră diversi candidați, uh, știu care sunt tehnicalitățile interne în funcționarea administrației prezidențiale. Și poți la un moment dat, poți la un moment dat să folosești acele pârghii, mecanisme, interacțiuni, mai ales când ai și un partid după tine, pe care îl tot servești și, pe urmă, se prăbușește când ți-ai terminat mandatul. Știți bine, s-a întâmplat foarte des acest lucru. Deci, din acest punct de vedere, nu neapărat că nu, nu mi-aș dori un stat puternic, ba da, ca să aibă răspunsurile, pentru că nu are respectul în condițiile alea o logică. Este clar. Ce nu vreau să, să, să se întâmple, indiferent cine va fi președintele României, să intrăm în zona autocratică, în zona în care numai statul decide. Nu am încredere că acel pachet de instituții, așa cum spuneți dumneavoastră, este ușor de produs rapid. Mm, citim și o părere a tinerilor în legătură cu asta. O să vedeți că oamenii-și doresc. Uh... La fel cu sănătatea. Statul nu poate fi nici medic și nici administrator de spital, se zice în programul dumneavoastră. Replica mea aici a fost Doamne ferește. Adică, în opinia mea, statul trebuie să fie și medic și administrator de spital și să fie un foarte bun administrator. Faptul că nu reușim și că se fură mult și că nu reușim să construim spitale. Da? Se, se datorează, datorează tocmai ce? unui stat absent. Acemoglu și Robinson uh, 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 vorbesc excelent în Coridorul Îngust și, și Simon Johnson, pardon, cu Robinson a scris De ce eșuează Națiunile și uh, 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 asta ultima, uh, uh, la fel, mă rog, toți trei și putere și progres. Uh, ei vorbesc despre acest Coridor Îngust. Să pășim pe acest Coridor Îngust către Libertate. Da? Înseamnă un stat foarte puternic care să lucreze cu o societate civilă foarte implicată. Ăsta e traseul, ăsta e coridorul îngust care se creează. Un stat slab care și-a abandonat, deci avem pe de-o parte China și avem în partea asta, înaltă, un stat care și abandonează cetățenii. Suntem în situația în acest moment, nu știu dacă sunteți de acord cu mine, că România și-a abandonat pur și simplu cetățenii și-a părăsit instituțiile care trebuie să ia pe pe cetățeni. Deci am un stat slab. Da. Um, nu vreau să considerați din ce, din ce am pus acolo. Vă spun, mi l-am scris singur, n-am consilier. Hai, mai, vreau rău, să mai con bine ziceați că a scris un consilier. Așa. Nu, nu, nu. <laughs> nu. Ok. Na, na, mă rog. Nu am uh, considerat că neimplicarea statului automat uh, înseamnă o recunoaștere de un stat slab. Uh, poate ar fi trebuit mai mult să explicăm ce face statul sub președinția lui Cristian Diaconu. Asta zic, că nu reiese, adică nu reiese din discursul dumneavoastră că vreți un stat slab. Nu. Și uh, ceea ce vreau să spun este că am totuși o uh, percepție în legătură cu funcționarea instituțională în zone care ar trebui să fie extrem de solide, cu strategie. Uh, sigur, ca și președinte pot să cer și evident, în prima lună când facem statul pot să cer evaluările mai ales în zona securitară aici, când se poate declara. pentru că aici este numai statul uh, în zonele care țin de siguranța cetățeanului, în zonele care țin de energie în contextul la Marea Neagră, pentru că, iată un stat puternic are platformele de exploatare în Marea Neagră. Are Neptun-Dipu. Dacă eu reușesc să exploatez hidrocarburi, sunt la mare adâncime, deci îmi trebuie o firmă mare, internațională, nu poate altcineva. Deci dacă eu reușesc să fac această exploatare, eu și noi și norvegienii acoperim tot, tot necesarul de gaze la nivelul, la nivelul european. Deci în momentul ăla, decizia politică legată de Rusia... Poate fi funcțională. În momentul ăsta nu e funcțională. Cu tot riscul pentru uh, lucrurile rele pe care le face Neptun Deep în Marea Neagră? Despre care vorbesc specialiștii? La ce vă referiți? La mediu. Ah, la aspectele de mediu? Bun. Deci, repet, nu că vreau neapărat multinațională, dar am negociat, când am negociat tratatul cu Ucraina, am negociat inclusiv delimitarea platoului continental. Și știm din detaliu, știam și noi și ucrainenii, că acolo nu avem național capacitățile de exploatare a acelor hidrocarburi, mă rog, datorită adâncimii. Deci ai nevoie de firmă mare, de companie mare. Compania respectivă, în mod normal, are obligații asumate pe diverse planuri, inclusiv în ceea ce privește, în ceea ce privește mediul. Deci... Din acest punct de vedere, este responsabilitatea lor, nu a mea statului. Okay. Nu, eu, eu vă întreb, pentru oameni. deci noastră, uh, ca Ei președinte, sunt mult mai de acord la cu Neptun Dip? Da. Okay. Absolut. Știu ce înseamnă strategii pentru România. Uh -huh. um, uite, la fel, să insistăm un pic aici. Deci, că mi se pare foarte ciudat. Asta să. Bă, hai să. Ok, să vedem la privat și cu educația, cum facem și cu sănătatea, dar de ce nu facem asta și cu uh, securitatea? Adică, de ce securitatea ar trebui să aibă de partea ei un stat foarte puternic și foarte implicat și tot, și n-am putea să contractăm extern securitatea României? E că e iure? E, e imposibil? Da, e imposibil. Eu așa văd și educația și sănătatea. Le văd mai importante chiar decât. Uh, uh, cât de puternic e statul în. Iertați-mă, dacă reușim să creăm un stat care să se apropie de ceea ce dumneavoastră spuneți, mm. evident că nu te duci cu el în privat. Ar fi, ar fi aberant. Okay. Nu dă rezultate. Putea să mă întrebați în egală măsură, dar uite acolo, uite ce se întâmplă, uite, am vorbit de justiție. Plecând de la această premisă, că într-adevăr, recunosc, recunoaștem, mă rog, ne asumăm, ne vom asumat fiecare, că n-a dat rezultate statul. Pe toate palierele. Dar, vedeți, nu veniți cu propunerea să luăm niște firme private de justiție. Dar nu se poate. Păi, și atunci, de ce acolo s-ar putea? De ce ar trebui să am. Pentru că, dacă luăm o experiență internațională, vedem că la alții se poate. La noi, de ce nu s-ar putea? Educație, sănătate. Păi, sunt multe lucruri care se pot în alte părți și la noi nu se pot și invers. Bun. Ok, da? bun. Deci, haideți atunci să ne uităm cinstit la care e harta, într-adevăr, din punct de vedere al. Apropo de interese naționale, să vedem uh, care este harta, uh -huh. dar mai ales să vedem oamenii cu care mergem înainte. Toate aceste modificări se pot, fa se pot face probabil în 5 ani, 10 ani, dacă începem de ieri. Ok. Uh, care credeți, mă interesează așa, la nivel... Noi ne ocupăm aici, în, în cadrul acestui proiect, de, de zona de sănătate. Am mai deschis și un uh -huh. canal, se numește Starea Sănătății. Încercăm, e un proiect jurnalistic, să... Uh, uh, le oferim oamenilor informațiile de care au nevoie pentru a lua singuri decizii în cunoștință de cauză. Da? Și la vot cu zona politică și în zona asta de sănătate, dar și în zona de, de educație. Și mă interesează așa, în general, cum vedeți uh, problemele din educația românească și care credeți că ar fi lucrurile la care ați umbla imediat? În primul rând, să devină o mentalitate de la nivelul familiei, în sensul că educația aduce ceea ce ne dorim pentru copiii noștri. Calitate umană, perspectivă în viață, opțiuni cât mai multe și nu neapărat targetate. Un anume tip de implicare, într-adevăr, bine gândită a statului. Uite, eu îl apreciez pe funeriu. Am lucrat cu el în guvern, am fost cu el împreună consilier prezidențial. Eu îl apreciez pe Daniel Funeriu. Câte înjurături și-a luat, că a pus camere pentru a verifica examenele de bacalaureat să se desfășoare corect. Câte înjurături și-a luat pentru ce propunea în educație. Cât se bătea în guverne legat de orientarea bugetelor în, în educație. Omul acela s-a bătut. A fost lăsat singur. Nici sistemul, cel pe care îl conducea la un moment dat ca ministru, nu l-a sprijinit. Aici trebuie intervenit. A, în afirmații publice, sigur, vrem o educație performantă. Nu se poate să am universități pe locul nu știu câte la sutelea în ordinea uh, eficienței la A, nivel mondial. Am ieșit în primele o mie, nu mai avem nimic. Uh, dar cum intenționați? pentru că România de azi, în opinia mea, este rezultatul lipsei de încredere a românilor în dumneavoastră, în politicieni în general, și apoi a românilor între ei. La asta contribuie și rețelele sociale, tehnologia, tot ce ni se întâmplă în ultima vreme și mm -hmm. nu știm să ne descurcăm cu lucrurile astea, pentru că nu știm încă de unde să le apucăm, sunt prea noi. Da? Problema e că la nivelul educației nu mai avem acele praguri foarte clare. Da. Aveți mai mulți ani decât mine Eu am prins mai puțin Dar totuși am făcut și școala primară Și parte din gimnaziu în comunism Era foarte clar Și în anii 90 s-a păstrat cumva Că na, nu s-a schimbat imediat în, în, în 90 Doar am putut să ne luptăm Pentru uh, dispariția uniformelor Și să ne lăsăm părul lung uh, uh, Dar Erau niște praguri foarte clare Mă dacă nu știai să scrii corect și să socotești, nu treceai de a patra. Da? Apoi, eu mi-aduc aminte, am luat de-a lungul timpului oameni, între a între a și îi duceam cu noi, făceam cu ei, mm -hmm. nu rămânea nimeni în urmă. Da. România de azi e rezultatul acestei acțiuni de a lăsa lumea în urmă. De a lăsa foarte mulți oameni în urmă. O discuție la un dat, și nu e glumă, o discuție la un moment, dat, glum, la un moment dat, între părinți și uh, profesor, directorul de școală. Uh, știți, elevul dumneavoastră este corigent la trei materii. Părintele, cât are la purtare? Zece, răspunde directorul de școală. Perfect, noi ne-am făcut treaba. faceți și voi și dumneavoastră. Exact. Deci, și de atunci am nevoie acolo de un stat puternic. A, profesori a, foarte bine plătiți. Absolut. Extraordinar de bine calificați. Deci, încă o dată, pe orice domeniu mă întrebați, nu am în minte derobarea statului. Uh -huh. Am în minte eficientizarea statului, inclusiv prin lumea privată. Repet, vă rog să, să faceți judecățile de valoare în contextul respectului privind mandatul acelui, acelui om numit președinte, pentru că. Nu le poate face pe toate. Da, aud, promit, cum se duc în Parlament, schimbă majoritățile, întorc, mm -hmm. au ei, uh, voi face, voi aduna în jurul meu și voi... Uh, Iertați-mă, mai ales unii dintre ei au trăit în România politică reală. Deci astfel de promisiuni sună cum sună. Dar ai pe de altă parte un rol executiv care e mai mult informal ca și uh, competențe legale. Acum nu știu, m-aș uita la Iohannis și dincolo de uh, um, absența lui... Uh, omul totuși pe el de desubt a fost foarte, foarte implicat A avut grijă să aibă, uh, uh, să-și numească oamenii lui Să controleze partide întregi Să controleze partidul cu care a ajuns acolo Să controleze uh, societatea în general uh, Serviciile da, tot... Anumit cei mai mulți primiști de la PSD de uh, exemplu. Eh, a a Asta zic, adică Uh, ve uh, veți fi un președinte care nu e interesat de a, cum nu. se bat partidele în Parlament? Nu, numai că nu voi favoriza niciun partid. Pentru că dacă, în egală măsură la ce spuneați dumneavoastră, continuitatea a ceea ce spuneați a fost că la un moment dat un partid cu sau fără uh, calități profesionale era într-o formă sau alta mereu prezent la guvernare. În momentul în care a dispărut endorsementul, sprijinul Cine președinte... Anume? păi PSD-ul în vremea lui. PSD-ul eu, eu cred că PSD-ul la momentul ăsta are cei mai mulți oameni calificați la, 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 la nivelul român să guverneze, nu? Să rănesc în vremea lui Emil Constantinescu, PD-ul în vremea lui Traian Băsescu și să vedem soarta PNL-ului în această perioadă. Care e tot un PDL mai. Da. da. Așa. <laughs> ok. Ați fost acolo, știți foarte bine. Un studiu recent publicat de Friedrich Ebert. FES, pentru cei care știu, arată că tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 29 de ani încep să fie interesați de valori, să le zic, post-materialiste. Da. Da? Încep oamenii, vedem și noi, constatăm asta, da, da, starea da. sănătății și peste tot, da, oamenii încep să fie interesați de, de um, well-being, da? de, mm -hmm. de, de sănătate mentală, de, de sănătate în general, de mișcare, de mm -hmm. cât dorm, de lucruri pe care nu ni le-a spus nimeni în anii 90, în anii 2000 du-te, muncește, de dimineața da, până da. noaptea, nu avea grijă de tine da, fă bani e important uh -huh. și tu ești important calcă-i pe cap pe toți pentru că tu ești important <gri> uh, și cum, cum vă raportați la, la această direcție foarte foarte importantă, adică l-am văzut pe domnul Ciolacu să bate cu lumea la, la fast food uh, uh. Uh, și cum, ce, ce fel de stil de viață aveți? În condițiile în care sunt căsătorit de 42 de ani, în condițiile în care am doi nepoți, stilul meu de viață în context familiar este cel mai semnificativ în ceea ce mă privește. Deci, și ca timp, și ca implicare, și ca atitudine cred că mai greu mă mai șochează ceva în lumea asta cât m-a șocat când la micul de avea trei ani atunci i-a spus fata mea spunei bună ziua lui Pușu, Pușu fiind eu și a zis nu, știți cum am luat-o pe dinăuntru recunosc la dumneavoastră, la ea ca să n-am recunoscut, știți cum am luat-o pe dinăuntru L am stat la Lavrov în față și nu mi s-a părut ceva extraordinar față de faptul că ăla micul nu mi-a zis bună ziua. Fimea a văzut, a zis, stai, ai mă, tată, e copil, doamne. da, da, sigur, nicio problem. Deci, de multe ori, poate înveți în familie, de fapt, care ți rolul și care ți este, până la urmă, rezonanța internă legătură cu familie. familia. Familia. N-am vrut să încep spunând direct familia, așa, ca să sune mm -hmm. uh, din în altă perspectivă. Uh, nu, că totul lumea e cu familia, inclusiv aia care nu da, au exact uh, despre familie. Exact. Așa. Da, da. Da, de și al doilea tată pe care l-am avut a fost Nicolae Steinhardt. Aveam 15-16 ani, cu el am făcut limbi străină Și încerca și el să câștigă același grup de prieteni cu tatăl meu care era avocat pe vremea aia, și, mă rog, veneau, proveneau ei din anumite istorii complicate de dinainte și uh, cu el am făcut engleză și franceză. Am aflat după 5 ani că știa 11 limbi străine, uh, nu vorbea nimic despre uh, penitenciar, iar în momentul în care, fusese în grupul Noica, iar în momentul în care nu știam cuvintele, mă punea după ani am înțeles să scriu, eu nu-mi trădesc țara, eu nu-mi trădesc țara să scriu de 100 de ori. Uh, un om da, absolut special. Mi -mi pare da, mă rog. Uh, mm -hmm. Asta e. pentru mine cu țara și cu granițele e o chestie care. Eu, eu vă întrebam de stil de viață, referindu-mă la toate lucrurile care ne-au invadat uh, în, în ultimii ani și cu, cu care sau față de care nu știm cum să ne raportăm sau nu avem încă informațiile necesare. De pildă, nu știu, fumați? Nu. Ok. Uh, pentru că informațiile cu privire la uh, efectele tutunului asupra sănătății sunt din ce în ce mai clare, adică da. industria tutunului chiar mai... avem dracu, cancerul pe pachet, vorba aia. adică nu mai e o o treabă... Dar au reușit 100 de ani să planteze îndoiala că uh, alcool? Nu. No. Așa, când ziceți, nu, ocazia Da, evident, sau, da, a, 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 da, evident. Așa, nu, absolut. Am înțeles. Și uh, de mâncat aveți grijă? Ce, uh, pf, ar trebui să am ceva mai multă ceva grijă. Ceva mai multă da, grijă. Nu, prea sunt, uh, nu prea sunt atent la, la meniuri standardizate. Probabil că la un moment dat acest lucru se va întâmpla. Aha. Vă preocupă? Gătiți, ați intrat în bucătărie, am gătit, ceva dar nu sunt nepoții, extrem de talentat. Am gătit pentru că am stat mult la Viena, în postul diplomatic la OSCE, la Organizația pentru Securitate și Cooperare, și trebuia să mă administrez singur că asta e situația. Dar, mă rog, ceva de la semi-preparat până la preparat, acolo intervine talentul. Am înțeles. Bun. Uh, jocuri de noroc? Nu. No. Nicio... A spus la pariuri vreodată? Niciodată. Niciodată. Uite, asta e prima chestie pe care eu aș da-o dacă aș uh, candida și aș ieși, ar, ar fi prima chestie. Da? Cred că, bine, eu aș fi un dictator, de-aia nici nu mă bag în treaba da, asta, da, că da, am, da. Am, am niște tendințe <laughs> foarte urâte de, de, în zona asta. Uh, și așa pleacă uh, toți nebunii, uh, încercând să facă bine. Dar uh, uh, reclamele la pariuri, uh, 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 partea asta cu pariurile, a, a, a distruge destine în fiecare zi. Sunt zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni în România care au toată atenția, din păcate, nu doar în nenorocitele astea de rețele, o să vorbim imediat uh -huh. și despre asta, ci în această activitate de pariuri. Dacă ați văzut, la nivel internațional, deja uh, un grup precum Ringie, de pildă, reușește să facă o fuziune între presa sportivă și a, a, industria pariurilor în sensul că, bă, să-i ținem pe oameni, dându-le impresia că îi informăm astfel încât ei cu mai multă informație să pună mai mulți bani la pariuri. Iar în mediul rural exact. e jalt. Exact acolo vreau să vă dau un exemplu. Penetrarea acolo este extraordinară și iar nu o să fiți de acord cu mine când o să dau vina pe stat. Ei bine, păi nu, am avut acord, o experiență, da, 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 am avut o experiență o bătrână agar la mine la Argeș, sunt din Argeș și am bună ziua, bună ziua. Ce faceți doamnă că începe să plouă Păi stau aici că trebuie să vină băiatul. Da, no, credeam că îmi gândați unde e Târgoviștea. Așa, no, zice. Băiatul din... O bătrână într-o... Da, da, băiatul Așa. din străinătate. Păi nu vă sună pe telefon, nu că nu am bani pentru abonamentul de telefon, dar nu cumva să mă găsească în casă. Sunt aici și să-l rog să-mi facă și mie piața. Păi dar de ce nu vă duceți? Păi ia uitați-vă ce am pe stradă în față. Nu era niciun magazin alimentar. Erau din, a... din această zonă. Deci femeia și aștepta copilul la poartă când nu ajunge, când nu avea bani Dar reușise administrația din zona respectivă să, să aducă diverse alte săl de divertisment. Păi iată, statul român... În sat undeva... Da, Statul român asta face. A zis, domnul alea generează profit, e vorba de investiții. A, da. Cele mai multe dintre ele sunt străine, e ok, oamenii ăștia plătesc, plătesc taxe, hai să-i lăsăm. Costurile pe care statul le plătește sunt enorme. Uh -huh. Pentru uh -huh. că ace, această activitate dă dependență da. și este una dintre principalele uh, activități în acest moment care îi... Împiedică pe oameni să dobândească alte abilități, pentru că s-a tens tot timpul acolo și atunci când ești atent într-un loc, știți cum e, când ai un ciocan în mână, vezi numai cuie, uh -huh. așa e și asta, când ai biletul ăla la pariuri și uh -huh. aia, crezi tu că e izbăvirea, că te scoți cu un bilet pe care ai pus 700 de evenimente și 10 lei, uh -huh. da? și le urmărești pe toate, pentru că ai impresia că dacă ești acolo, asta te ajută. Deci o discuție, o discuție aplicată, președintele poate să facă. Ea explicație și mie, măi, fraților, care e raportul cost benefici în legătură cu acest demers de stat. Că pe privat, evident că nu pot să intre. Da, se poate. Se poate avea. Aproape toată lumea, până și Bulgaria, a interzis reclamele la deci sunt de noroc. O, o formă da? de contingentare. Dar am înțeles la un moment dat că se vorbea public. Au revenit. A, okay. Pentru că uh, au contestat în instanță până la o decizie definitivă, au voie să uh, funcționeze în continuare și au redeschis. A. Pentru că totul s-a făcut în cârdășie cu. Decizia va cu... veni când va veni. Decizia va Iar veni, ajungem, la, ajungem la justiție. La ce vorbeam? Iar. Da. da. Uh, bun. La fel, lupta cu drogurile, uh, domnul Predoiu a ieșit și ne-a spus că e pierdută și că România a pierdut lupta cu drogurile. Am a văzut și o declarație, m-am mirat dincolo de acest aspect văd că vorbim foarte mult de consumatori da, este corect și este foarte bine dar unde sunt traficanții? unde sunt rețelele? de la cine cumpără? cum cumpără? am fost la un... aici președintele chiar are niște... are, are nu? în ce are. Uite, de exemplu, poate declara m-aș gândi așa cum o spunem da, cum să... Nu? o poate într-adevăr nu numai declara ci pur și simplu are și pârghile să intervină clar din această... Am fost la un moment dat, țineam niște cursuri în licee, eram cu doi generali în rezervă din Ministerul de Interne și când noi vorbeam la elevi de 15-16 ani, a venit cineva și ne-a spus că la poartă dădeam unul droguri știind că înăuntru erau doi foști polițiști, în sfârșit. Domnul Iacunescu, există cel puțin trei dealeri în fiecare clasă la liceu, deja. Adică lucrurile sunt nou, ne scriu părinți care au astfel de probleme cu copiii. Uh, știți că era reclama aia cu uh, cum penetrează cerneala creta hârtia, exact așa adică ăsta nu mai e deja un fenomen care a văzut în Germania ăia comandau cocaină pizza numărul 40 adică s-a ajuns la nici acum se dă comandă cu niște emoticoane ăla știe ce cum în ce fel adică statul Practic, el nu mai există, și acolo unde există, e preocupat doar de cei care consumă, adică de victime. Uite, sigur, iarăși nu sună bine electoral, dar vreau să fiu corect. Cuvântul reprimare în legătură cu economie, categorie de infracționalitate, spune ceva. Cuvântul descurajare spune ceva. De exemplu, uite, mă gândesc în momentul ăsta la infracțiuni foarte grave privind de traficul de droguri. Poate nu e eligibil pentru liberare condiționată. Să-și facă pedepsa toată cât i-ai dat-o, așa cum se întâmplă în America, se întâmplă multe. Ani. Deci ai ca și pedepsă complementară faptul că nu poți fi pus în discuție. E o modificare legislativă, o facem în după amiază asta. Dar nu, în opinia mea și în opinia specialiștilor care studiază treaba asta, vă, uite, vă sfătuiesc să-l urmăriți pe, pe Vlad Zaha, de pildă, în, uh -huh. în legătură cu conținut de, de calitate pe această zonă. Nu e neapărat înăsprirea pedepțională. Adică asta n-a dus nicăieri la diminuarea fenomenului. Am obligația în zona de alertă timpurie să știe respectivul și în ce se bagă. Deci, sigur că nu e unica. Sigur că rezultatele pot fi... Cum, cum ați face? Adică mâine sunteți președinte și, domne. e foarte nasoală problema asta cu drogurile. Uite, da, vă, vă sfătuiesc Funcție... să stați la o discuție cu Radu Țincu a scos o carte acum, uh -huh. și să stați la o discuție. domnule ce vezi tu la ATI zi de zi? Din punct de vedere al, ce-aș face ca om e una, dar din punct de vedere al competențelor președintelui, problema prevenire și justiție. Trebuie să le am pe amândouă, că altfel nu sunt credibil în momentul în care transmit un mesaj. Mă oameni buni, așa stau lucrurile, dar iată ce se poate, dacă nu mă băgați în seamă sau mă desconsiderați, uite ce se întâmplă. Deci sunt să vă avertizez la ambele capete Cel normal, democratic, etc Educațional Folosind, evident, și instituțiile Nu ieșind de unul singur Dar în egală măsură și care sunt consecințele Ca să judecați și să hotărâți fiecare Că până la urmă fiecare în parte hotărâți Repet Pun accentul pe traficanți În legătură cu cei care Consumă aici sunt Zonele mult mai atent, sau ar trebui să fie mult mai atent zonele educaționale să fie implicate. Cărora poți să le ceri însă un raport în fiecare lună. Se poate, se face așa ceva. Vine ministrul, să știți, și discută cu președintele. Nu, nu, există separări instituționale atât de formale, mai ales astfel de subiect. Avort. Cum stați aici? Care-i poziția? Uh, nu mai vorbesc instituțiile, dar bărbații mai ales nu au dreptul să decidă în legătură cu decizia femeii în ceea ce privește corpul său. Super. Dacă ziceați altceva, vă dădeam afară. Nu știu uh, că mă cunoașteți, dar nu cred că v-aș da. să zic altceva. Uh, okay. Căsătoria între persoane de același sex. Deci este o temă pe care o discutăm sau nu o discutăm public în mod serios. Căsătoria. Întâi să de discutăm despre parteneriatul civil. Aici, uite, sunt de ce? E? Nu pentru că aveam noi să dăm un răspuns, dar uh, sunt și decizii CEDO pe care trebuie să le implementăm. Uh -huh. Asta este în lumea liberă. Au preferință față de deciziile uh, naționale. Uh, în al doilea rând, sunt niște prevederi constituționale pe care trebuie să le citim și să le înțelegem împreună la fel. Deci, o discuție publică. Uh, fără orientări politice. ridicol. La fel ca la întrebarea dinainte. Da, o dezbatere publică din această perspectivă trebuie să existe. Ideea de familie, în ce măsură o interpretăm în sens extins, patrimonial, cred că da. Ne ferim de această discuție și dăm sentințe. Să fie așa sau să nu fie așa. Nu, nu așa e normal. O mamă cu copilul ei formează o familie? Da, bineînțeles. Ok. Uh, și vreau să ajungem un pic la... Uite, noi facem acest hub cultural pentru că credem că e mare nevoie de locuri în care oamenii să poată incuba idei bune. La capătul celălalt al oricărei schimbări se află niște oameni care au discutat despre asta, pur și simplu. Uh -huh. Cumva. Aceste locuri lipsesc, ele au fost răpite, au fost distruse, au fost luate. Din orașe, împreună cu bazele sportive, cu căminele culturale, cu toate, toate aceste baze. Care, care credeți că sunt principalele trei probleme? Nu candidați la primărie, dar care da. credeți că sunt principalele trei probleme? Președintele trebuie să aibă o viziune în legătură cu asta, cu care ne confruntăm în, în orașe și în localități, în general? Um, o an un anume tip de rețea deja creată. Uh, Rețele deja create, față de care chiar uh, aleșii locali de multe ori sunt ostateci. Am, uh, am participat la o discuție la un moment dat, uh, cineva spunând că uh, voi fi candidat uh, la o primărie și uh, tot ce înseamnă construcțiile, voi prim, în prima zi uh, demantelez mafia. Și răspunsul politicienilor din jur a fost uh, și ce pui în loc? Păi niște constructori cinstiți, păi sunt tot aia. Pentru că după ce îi, de, îi, da, îi dai afară pe ușă, îți vor intra tot ei pe altă ușă. Acest tip de aținostatec. Și, într-un fel, este și vina noastră. Alesul local, să știți că este o problemă enormă legată de reticența dumneavoastră față de partide politice. Pentru că, de foarte multe ori, cum se întâmplă și acum, alesul local decide. A, sigur, la televizor vin șefii de partide, vin oameni. Aveți senzația... Vedeți, noi toți vorbim, partidul acela sau partidul celălalt. Nu, nu este un singur partid într-un partid. Sunt mai multe zone de influență. În ce măsură președintele reușește să le domine, e o chestiune de moment sau o chestiune extrem de complexă. Deci, ceea ce aș face. Aș face o reglementare. Eu nu, aș propune, evident, majorității. Aș propune o reglementare în așa fel încât. Deciziile bugetare să fie cât mai bine controlate în legătură cu cine le ia. Astăzi, deciziile bugetare se iau pe majorități politice, nu? Nu se iau pe proiecte. Păi nu, dar nici nu sunt bani. O, o, o comună de nu știu unde nu poate avea un cămin cultural pentru că nu poate plăte, plăti încălzirea acolo pentru că nu sunt bani. Nu poate, face, nu poate avea o sală de sport, un bazin, o pistă, un teren întreținut ca lumea, niște locuri unde oamenii se întâlnească, o infrastructură de mers pe jos. Este dezastru în toată țara. De ce nu suntem în stare să discutăm, pentru că este un proiect național, regionalizarea pe cele opt regiuni de dezvoltare? De ce? Pentru că în acel moment, regiunile de dezvoltare de la noi și din Spania, să zicem, sau din Franța, pot colabora pe bani, pe proiecte, pe investiții între ele. Adică nu mai trece banul pe la București. Nu mai trece banul prin centru. De ce nu? Pentru că trebuie să desfințăm niște funcții bugetare. nu e așa? Știu da, că Am fost parte... la discuții în 2011, de, a... de ce eu vă spun. Da, pe de altă parte există localități care arată senzațional și unde oamenii se ocupă și localități unde nu e se, se ocupă. Absolut nimic. Mergeți pe jos prin. Da? Bineînțeles. Da? Adică vă faceți pași în fiecare zi? A, din punct de vedere an... al tratamentului? Mm. Mm. Nu prea. Nu prea. Am înțeles. Uh... Bun. Să trecem un pic la tehnologie. E o discuție pe care n-am văzut-o nicăieri. Nu se discută despre asta. care e poziția dumneavoastră cu privire ca președinte? Mă gândesc că trebuie să aveți clar o poziție mm -hmm. uh, uh, definită în legătură cu inteligența artificială. Da. Este o tema viitorului. Că dorim sau nu dorim, acest lucru se întâmplă. Motiv pentru care uh, acolo unde este eficient din punct de vedere economic, da. Trebuie să fie folosită, fără doar și poate. Ce înseamnă efectiv, resint, în punct de vedere economic? Inteligența artificială e folosită la scară largă împreună cu toate datele pe care le furnizează și, din punctul meu de vedere, de asta e periculos. Vorbește foarte mult și Harari în, în ultima carte, în Nexus, despre asta. Inteligența artificială poate lua decizii singură. Adică, în acest moment, după ce noi urcăm acest interviu, o inteligență artificială da, decide știu. dacă arată ce a spus Cristian Diaconescu la 50.000 de oameni sau la 5 milioane de oameni. Independent okay. de noi, am scăpat de cenzura unor patroni de la TV ca să ajungem la cenzura exercitată de o inteligență artificială. Uh, cum Din punct de vedere economic, ce decide această inteligentă, azi, în legătură cu interviul nostru, este senzațional pentru Google pentru că dacă ne oprește pe noi, înseamnă că împinge și favorizează conținutul plătit de domnul Ciolacu, de pildă la McDonald's. Uh -huh. Da, sau de domnul Ioan, nu știu unde, sau de Aur, care este campionul investițiilor uh, online. Mediu online da. Și uh, inteligența artificială nu e interesată de mesajele bune, sau mai puțin bune pe care le-a dat uh, Cristian Diaconescu și care îi vor ajuta pe oameni să ia decizii în cunoștință de cauză la urne. Și sigur, Cristian Diaconescu va spune, n-am vrut să spun asta, adică sau nu, asta am vrut să se înțeleagă. Aha, aha. Da, dar să mai spus și ceva. Atunci, din, din, punct de vedere economic, din punct de vedere economic, AI-ul decide în regulă. Ați mai spus ceva. Independent de noi. Asta e realitatea. Mă adaptez acestei realități și încerc, cum? Legislativ, C ca altfel. Legislativ, da. Legislativ. Încerc să găsesc un anume tip de e, răspuns, este în regulă. Dar merge independent de noi. Cum să vă spun? Cum să meargă independent de în... noi. Dumnezeu a spus că merge independent. Păi nu, nu, nu. Ia decizii. Păi da, ia decizii, decizii independent, independent de, de noi. Problema e dacă noi restricționăm sau nu ceea ce face inteligența artificială. Apropo de că stat aici slab sau. Va rămâne puternic. tot diferența între percepția vis-a-vis -vis de stat între noi doi. Cuvântul statul restricționează, mie îmi generează probleme. Statul restricționează. Adică, unde intervine, ce intervine? Păi înseamnă că Google îi, îi permitem lui Google să fie mult mai puternic și să ia decizii pe care trebuie să le ia. Nu, statul De om. exemplu, nu pot să vă spun la, la modul general. Pot să vă spun însă că. De exemplu, în zonele noastre De politică externă, de relații internaționale M-am uitat și eu la un moment dat Mi-a prezentat cineva astfel de, astfel de evaluări Foarte bună Din, din perspectiva limbajului Unui consilier Eu vă spun în zonele pe care Deci ca și limbajul unui consilier Textul propus ca răspuns la o întrebare Era Era regulă Decizia mea parține cât iau, cât nu iau, cum consider sau desconsider acea evaluare. Nu. Era o alternativă. Eu, da. Eu, eu nu mă refer la inteligența artificială ca unealtă aflată în mâna dumneavoastră și în mâna mea cu a, ceva ce treba, nu pot ceva, controla, ceva. Ceva. Vă refer da. Eu mă refer la inteligența artificială ce se întâmplă în China. Da? Unde, și uh, uh, despre toate aspectele despre care vorbește, de pildă, Șoșana Zubov în. Uh, uh, capitalismul de supraveghere da? e, e o carte pe care vă recomand, e extraordinară avem de a face în acest moment cu un capitalism de supraveghere care folosește inteligența artificială împotriva oamenilor asta. împotriva cetățenilor deocamdată suntem într-o etapă dilematică nu noi, neapărat noi mm -hmm. doi cât în, în, mai ales la nivel european vă dau imediat exemplu Până în 2050 nu vom avea emisii de carbon, zice Mă rog. Uh, ok. Uh, cum? Aducând mașini electrice. De unde le aduc? Din China. China are, de exemplu, în acest moment, 28% din producția manufacturieră a lumii. În perioada pandemiei au spus hai să delocalizăm firmele din China, că uite, de acolo, de la Wuhan, a venit ce a venit. Și uh, a apărut o problemă. Și cum facem? Delocalizăm firmele care produc uh, uh, instrumente muzicale și facem din Germania principalul uh, producător de jucării din lume. Deci aici este problema. Că la un moment dat există o rivalitate, să zicem, sistemică între, între americani și China. Pe de altă parte, noi mergem spre uh, decarbonizare, dar manufacturier ne bazăm pe China și nu pe America. Aici este dilema la, la ceea ce spuneți dumneavoastră. Deci o soluție, evident, una singură nu există. Poate exista poate exista o soluție de etapă. Hai să ne hotărâm, de exemplu, în, în ceea ce privește China. Se, se aplică sancțiuni de europeni în, da, în ceea ce... Adică în deja ceea ce... am hotărât. Adică exact, acest lucru că... e hotărât. Da, așa. Și aici putem fi da. perfect de acord. Dar uh, instrumentalizarea pe termen mediu și lung e complicată și trebuie urmărită cum? Prin solidaritate. Pentru că în condițiile în care se fac importuri uh, profitabile, economice, dintr-o zonă în care, să spunem, uh, din punct de vedere politic nu există licitație, deci poate da orice preț la licitație, uh, o companie venită din, uh, din afara Uniunii Europene, noi în Uniunea Europeană practic nu mai avem niciun rol. În momentul ăla suntem închiși. Dar nu credeți că ar trebui să redefinim asta ce înseamnă profitabil din punct de vedere economic, ce înseamnă profitabil, că la cum ne uităm așa la lume, adică de unde mă uit eu la lume, cu ce văd eu, cu lecturile pe care le uh, uh, am și uh, de care mă ocup în continuare, cu ceea ce încerc să studiez, se vede treaba că ca, ar cam trebui să redefinim. Este foarte complicat, vă dau un exemplu tot uh, legat de climă. Ca să ajungem la această decarbonizare, când uh, s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, uh, au calculat, este nevoie în, în Uniunea Europeană, deci în lumea noastră, uh, este nevoie de adoptarea 55 de acte normative ca să scădem emisiile de carbon cu 55%. Uh, toate aceste acte normative trebuie să aibă la bază o investiție pe an. În fiecare țară a Uniunii Europene de 750 de miliarde. Unde mă duc cu deficitul în momentul? Adică mă țin cu deficitul la 3%, adică, dar mă pui să investești 750 de miliarde în climă. Adică putem tipări bani ca să facem arme, dar nu putem tipări bani ca să facem asta. Poate fi o concluzie. <laughs> ok. De la ce vârstă credeți că ar trebui să aibă un copil voie să dețină un cont pe rețelele sociale? E o discuție foarte aprinsă la nivel internațional acum. Da, într-adevăr, este interesant. După părerea mea de jurist, atunci când are capacitate de folosință și capacitate de exercițiu, ambele consacrate, deci de la 18 De la 18 ani, ok. Uh, și aș vrea să vorbim un pic, dacă aveți 5 minute, și despre Domnul nostru. Uh, e o discuție foarte... La modă, în campanie, toți candidații vorbesc despre credința lor în. Care-i credința dumneavoastră? Evident. Ce-am Dumnezeu Ortodox. Am înțeles. Deci? Începând cu ceea ce m-a educat, da, Nicolae Steinhardt Un om care s-a botezat într-un ibric, într-o închisoare și care a știut să transforme mesajul credinței într-adevăr în, ceva ceea ce, în ceva ce eu atunci la 16 ani l-am înțeles foarte bine. Deci credeți că există acolo undeva un bătrânel care se uită la noi și ne pedepsește când facem ceva rău? Nu, și... e mai complicat. Nu? Cred da. într-o logica a unei apropieri care folosește mai mult decât orice altceva. Aha. Ok. Uh... Aș vrea să vă rog la final, eu v-am pregătit și de la noi ceva, că așa e obiceiul, ah, uh, cartea noastră, Atenție cu Intenție, apropo de unde mm. ne ducem atenția, mulțumesc cafea să... și ceai. E o carte. Pe. Deci aici, la, la interviurile astea, să le zicem <laughs> electorale, noi le dăm invitațiilor ceva. Aș vrea să-mi spuneți, să, să ne recomandați, noi luăm foarte multe recomandări, bune am luat de-a lungul timpului, și mai puțin bune de la, de la invitații, recomandări de lectură. Ce, ce carte, cărți ne-ați recomanda să citim? Jurnalul Fericirii asta? și între viață și cărți ale lui Nicolae Steinhardt. Vi-l trimit cu dedicație. E singura carte pe care mi-a dedicat, spunându-mi, pentru elevul meu deștept, în engleză, pentru elevul meu deștept, dar cam uh, zăpăcit. Am înțeles. Ne, Steinhardt. Ok. Nu, dar serios vorbind. Uh, sunt uh, două cărți care trebuie citite ca manual de educație. Uh, și la final vă las, uh, fără să considerăm asta un uh, clip sau ceva, vă las uh, un minut, două, cât uh, considerați că e necesar să le spuneți oamenilor ceva. Un lucru cât se poate de simplu, pe care mi-l asum uh, responsabil plecând de la o experiență profesională de o viață. Uh, ca și președinte al României pot să apăr această țară de război, de hoție și de prostie. Am înțeles. Mulțumesc mult. Mulțumesc eu. Baftă. V-a plăcut cafeaua, am înțeles. Superb. Suntem în regulă. Vedeți, noi nu avem mici, avem mere pe masă, că na. E vorba tot despre viziunea despre lume, nu? Ok. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc. Ne vom vedea aici la cafeneaua nației, la starea nației în următoarele zile, în următoarele două, trei săptămâni cu șapte dintre candidați, sperăm noi. Adică în mare erau uh, 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 confirmările făcute. Acum, pe măsură ce începe difuzarea interviurilor, e posibil să s -s mai vină fie. și alții să zică vrem și noi cum s-a întâmplat sau să fie oameni care să zică, băi, eu nu mai vin. Mai bine nu mai vin. Ok. Bine. Uh, mulțumim foarte mult că ați deschis drumul ăsta și uh, să ne vedem cu bine, să vă fie bine și apoi dacă puteți să le faceți bine și celor din jur.